Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 1 din legea administrației publice locale, ați fost convocați pentru ziua de astăzi în ședință ordinară. Sunt prezenți toți domnii consilieri. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință și din invitația, avem următoarele proiecte. Proiectul de hotărâre privire la realizarea programului de urbanism, respectarea normelor privind construcțiile și executarea lucrărilor publice. La punctul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, salubritate, pe raza OAT, pentru anul 2016. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2015 rectificat. La punctul 4, aprobarea organigramei statului de funcție și a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului. La punctul 5, aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016. Și un ultim punct, care a apărut ieri, să spun așa, este însușirea raportului de audit și a deciziei Camerei de Conturi în urma controlului efectuat în luna octombrie. Da, eu solicit să scoatem după ordinea de zi procesul verbal de audit, pentru că trebuie să-l discutăm în comisie și, de asemenea, rectificarea bugetară trebuie să-l discutăm în comisie. Eu n-am avut timp să-l văd și nici n-am făcut un raport de avizare. A venit foarte târziu. Să solicit să le scoatem după ordinea de zi și ori facem o ședință extraordinară ca să discutăm. Despre raportul și decizia Camerei de Conturi, cât avem 10 zile, 10 zile de la... Da. Lăsați-l o secretar, că mai facem noi o cosmetizare. Dacă o cosmetizare, e distrus. Și mai facem și noi una. Nu, dar dacă vă întruniți în ședință ordinară, trebuie să o faceți în termenul acesta de 10 zile. Ce ședință extraordinară. Trebuie să transmit în termen. Dar i-au transmis în termen. Păi era zice legea că în momentul în care primim acel raport, acea decizie a Curții de Conturi, în termen de 10 zile trebuie să le comunicăm că li s-a dus la cunoștință. Vă rog să întrebați membrii Consiliului dacă l-au citit și dacă și l-au însușit. Azi l-am primit. Păi atunci cum vreți? Eu nu v-am spus să-l însușiți astăzi, să-l luați acum. Trebuie să vă întâlniți în ședință. Și a spus să-l scoată după ordinea de zi. Și facem o ședință extraordinară. Dar bugetul... Și atunci nici bugetul? Bugetul, dacă e urgență, cred că nu putem analiza. Să vină doamna contabilă, nu scoate din două treia de zi. Nu e mai la rectificarea de buget. Nu, te poate explica, doamna... S-au primit niște fonduri, atunci știu. Da, s-au primit niște fonduri și nu le-a repartizat. Aia nu scrie și... Da, o să facem la fiecare mapă. O să facem un aviz pentru buget. Nici nu le-a repartizat. O să repartizat. Păi da, dar le spune... ele au venit cu direcție specială. Au venit cu direcție. Deci au venit debarcate din taxa pe balcon pe valoare autocată pentru cheltuieli descentralizate. Sunt o parte venită pentru cei cu hotărâri de Cătorești. Și e vorba de repartizarea excedentului de cont. Hotărâri de Cătorești pentru plata salariului unităților de învățământ, 253.000. Finanțarea drepturilor asistenților personal 64.000. Legea Educației Naționale, da, mă rog. Da. O să discutăm. Atunci, să pun la vot proiectul ordine de zi, așa cum a fost redactat, deci fără proiectul. Da? Da. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Având în vedere că domnul Nițiu Neculaie a fost ales președinte de ședință, îl invit să preia conducerea ședinței. Dar înainte de a începe ședința, dacă cineva mai adăugă la procesul verbal în ședința anterioară. Da, doamna Naiman. Aș vrea, domnul secretar, să treceți aici unde scrie, la Raima Maliciga. La care din ședințe? La, pe 22 a 10-a. Prima întrebare a mea către domnul primar a fost cât au costat fotolițele din această sală și dânsul mi-a spus nu vreau să-ți spun. Asta vă rog frumos să scrieți. Deci dumneavoastră
contestați răspunsul domnului primar? Si, dar nu mi-a dat niciun răspuns, nu pot să contest. Ah, mă rog. Vă rog cum o să scrieți asta. Domnul Bernard. Domnul secretar, la ședința extraordinară, eu n-am fost de acord cu asfaltarea ulițelor numai cu 2,70 m. Și am specificat atunci, v-am spus să, în procesul verbal, să apară că eu nu sunt de acord cu asfaltarea de 2,70 m. Nu că nu sunt de acord cu asfaltarea ulițelor. Dumneavoastră ați trecut acolo, de acord 13 consilieri, Bernard n-a fost de acord. Dar de ce n-a nu putem, îmi pare rău, dar nu pot să scriu când se supune la vot un proiect de hotărâre într-o formă. Da. Dumneavoastră vreți altă formă. Deci nu, concluzia nu, că nu sunteți de acord. N-am cerut altă formă, am cerut așa. Eu nu sunt de acord cu asfaltarea uliței, dacă are 6 metri, numai cu 2,70 m. Și proiectul acolo a fost pentru 2,70 m. Câteodată când se împotriva altcuiva, notați acolo. De exemplu, am spus ceva în ședință din domnul Cășuneasa. Acolo ne-ați trecut cu dedicație tot și i-am spus, să nu credeți că mi-e frică de Cășuneală. Da. Nu mi-e frică de Dumnezeu atât. De Cășuneală nu mi-e frică de loc. În orice port nu vreau să zic. Acolo ați trecut că am spus ceva de Cășuneală, dar că am spus, nu asfaltăm ulițele 2,70 m. Ulița are 3,70 m, iese cu băra. Și 3,70 m, dacă ulița are 6 m, ce am făcut? Asta am spus, când se întâlnesc două mașini cu uliță, să ia la bătaie șoferii. Nu mă dau eu jos de pe asfalt, dă-ti tu, nu mă dau eu. Nu facem 5.000 de metri, facem 3.000, dar facem ca lumea. Și nu mi-apare în procesul verbal de ședință că eu aș fi spus asta. Atâta spune unul Pondra, Bernard Valentin. Să se scrie, să înregistreze, să noteze. Eu nu că nu sunt de acord cu asfaltarea, chiar sunt de acord, dar nu așa. Altceva? S-a discutat, ședința Consiliului Local a fost cu data 22, s-a discutat, iar consilierii majoritari au spus cum doresc să facă întâmpinare, ci se vor deplasa 3-4-5 consilii pentru ridicarea moralului Consiliului Zilnic în instanță. Așa ați spus în ședință. Nu, pentru că merge 2-3 consilieri să fiți... Eventual, în cazul în care să fim întrebați sau să putem vorbi, să ne spunem părerea. Că era normal. Atât a fost discuția, atât am spus. E vorba de contencios administrativ și fiind vorba de un vot politic, lucrurile ar trebui să stea altfel și nu... Deci nu e niciun proces civil, niciun proces penal. E vorba de contencios, e vorba de un vot politic pe care l-am dat și care nu poate fi contestat până la urmă. Da? Mă rog. Și asta era părerea pe care vreau să o spun în distanță. Eu, părerea mea, că nu ar trebui să-și facă probleme consilierii că dau bani înapoi, că noi avem... Putem să facem recurs, că problema de aici pleacă. În majoritatea se gândesc că o să dea banii înapoi, o să domnul Dorel o să câștige și o să ceară să dea banii ăsta. Schimbarea s-a făcut de totdeauna cu urnă, nu știu domnul Dorel de ce a făcut asta, pentru că și când a fost schimbat, nu știe prea bine că urna a făcut. Și trebuia să cheme pe... Eu n-am fost când l-a schimbat pe domnul Dorel, dar așa a făcut. Și trebuia mers consiliere, să spună, uite, domnule, cum s-a luat, să spună adevărul. Că el a fost mai ilegal numit viceprimar decât altcineva. Mai ales că atunci când m-a schimbat pe mine, a fost de fapt și domnul Cătaru și domnul președinte al Consiliului Județean. Erau aici de față. Era plenă și plenă și n-au zis nimic să nu e în ordine când m-a schimbat. Dar când a schimbat, dânsul, era zis că nu e în ordine. Și părerea mea, eu... A fost două persoane importante de la Și părerea mea n-ar trebui să se ia domnul Dorel după domnul primar și să-și facă retragere, că mai după aceea se poate chema de televiziuni și să se pună totul cap la cap în ăsta, ca să știi toată lumea cum s-a ales de la nivel de Bacău, nu aici, ca să oamenii să fie râcă între consilieri, că într-adevăr un consilier care ia 300 de lei ca să plătească că vrea cineva nu știu ce. Că așa se vorbește, domnule. E frică la majoritatea care pentru 300 de lei, că trebuie să dai bani înapoi, că cineva contestă că numai... Eu cu orice preț acolo, în cauza de metodul ăsta. Eu am spus nimica când m-a schimbat. Acum să vă spun, unii spune, păi să dea nițiu bani înapoi, că el a fost schimbat și unii zice că s-a... Păi vedeți, că n-are curaj. Eu vă spun că n-am ce pierde și asta. Și aici este discuție. Nu mai au pe raport, nu mai au pe... Și părerea mea, domnul Dorel are viața înainte,
poate să-și retragă ca să nu se scormonească, că se poate și eu am, putem să aducem și noi televiziuni de sus, să vedem, să asiste aici și să știe toată țara cum s-a ales un viceprimar cu ajutorul politic și ăsta și când s-a schimbat pentru el, n-a mai fost valabil nimic, știi? Pentru el a fost valabil când a fost toată lumea și ți-a băgat sula în coaste, votați-l pe domnul Dorel. Plecați, domnul consilier de acolo și votați-l că vă dăm mare. Și pentru dumneavoastră... Domnul viceprimar, dacă îmi permiteți, dumneavoastră ați fost ales legal? Păi, legal am fost. Nu știu dacă ați fost. Cum să nu legal? Nu știu dacă domnul apostol Dorel a înaintat în instanță și ne-a dat la instanță pe noi faptul că l-am schimbat din funcția de viceprimar. El a contestat că n-a fost schimbat democratic. Nu fost legal. Nu a fost urnă, nu s-a făcut urnă. A fost urnă. A fost urnă. N-a fost cabină de vot. Și n-a fost niciodată. Și pentru că n-am fost niciodată, domnul secretar, nu ridicați tonul așa. Dar ne-am luat principal să vedeți dumneavoastră. Da, eu sunt de juristul. Dumneavoastră trebuie să asigură. Nu fost ales, domnul Dorel, a fost urmă. De ce n-ați făcut contestație? Nu face urmă. Ați făcut contestație? Că a fost ales ilegal, domnul Dorel? Nu, domnul Dorel, vă simțe, domnule. Dacă mai e ceva la procesul verbal, mai are ceva. Dacă nu mai are să pun la procesul verbal, cu modificări de atențiune. Să pun la vot procesul verbal la ședința întrebare, ca e pentru. Se acel cineva cu odată? Da, domnul secretar. Și acum hai să-i întreb în ordine de zi, la primul punct, realizarea programului de urbanism. Materialele le-a sunit fiecare, le-a studiat. Cine vrea să ia cuvânt? Și o să-l chemăm și pe domnul Lupu Sivin aici, ca să ne dea răspuns, dacă cineva are întrebări. Sorin, chiar mântă pe Adrian. Domnul Lupu nu trebuia chema, trebuia să fie, că trebuia să fie, dar nu știe că e nou angajat. Nu știe dacă nu mai e funcția lui. Că trebuia venit și eu, fui eu cum să vină. Păi nu, dar el e pe funcție de inspector, nu mai e de tehnician și are funcție mai mare. Cine vrea să ia cuvântul? Angajat de aici. Domnul Gogu. Angajat mai mult, nu știu la fara. Domnale, scurt. În legătură cu drumurile comunale, Sătești. Trebuie să luăm mai scurs, să nu mai iasă lumea cu gardurile în drum. Sunt mari probleme în comună. Nu-i cetățea să nu se facă gardul să repare, dar până nu iese un pic cu gardul în drum. Drumurile sunt cum sunt. Sunt foarte înguste la ora actuală în comună. Și dacă tot permitem să tot ieșim cu gardul în drum, nu-i pune. Măcar până pe fundația veche, pe locașul vechi, dacă nu te retragi un pic cu gardul. Mergem prin toate zonele comune să vedeți că drumurile sunt înguste. Te întâlnești în multe locuri, unde două mașini, dacă de astea mici, nu mari, nu încă cu lucrurile în gardul, trebuie să oprești la gardul. Păi de-aia se asfaltează 2,7 ca să fie. Ei, atenție! Proiectul ăsta, dacă trece cu 2,7, se face proiect de construcție cu 2,7 metri lățime, să știți, problemele se încurcă și mai tare. Domnul Cucu, pentru un pic, s-a votat în Consiliul Local. Și s-a făcut proiectul de construcție. Proiectul s-a făcut, când proiectantul a vorbit la telefon cu noi, ținut indicatis. Domnule, n-am cum, că 2,70 trebuie să ies la 5 și ne-a aburit exact cum vrea să ne aburească și cum vrea. Sunt în zonă, are 6 metri drum. Are, da, și facem 2,70. Asta e rugămintea, să facem cumva să nu mai îngustăm drumurile. Măcar să ne menținem așa dacă nu le lărgim, da. Dacă tot intrăm în drum, sunt multe zone, garduri noi făcute de câțiva ani zile, nu chiar acum de o săptămână, care sunt ieșit în drum, în interior. Nu se retragă cu gardul un pic, ies în afară. Nu-i corect. Da, domnul Bodea, domnul viceprimar. Da, dacă vorbim de urbanism, deci se discută cu drumurile, ne-a explicat cu drumurile cum să. Degeaba într-un loc e 6 metri, dacă într-un loc e 2 sau 3 metri. Pentru că el, probabil, când o să se facă proiectul, cum am mai și vorbit, unde e lat, o să facă locuri de refugii. Așa sunt și pe drumuri forestiere și peste tot, că nu poți să dărâncă. Uitați câte probleme avem cu nuc. Apropo de urbanism, sunt copaci care din curtea omului să pleacă pe instalația electrică, peste drum, nu poate să pleacă mașini mari. Am vorbit și cu domnul Gou și cu alții. Când ne-am dus să tăiem, a sărit oamenii cu și-au reclamat la poliție. Pot să dau caz concret. Pentru că când bate vântul, unesc firele, se duce cu lentul, iar chiar țara de siguranță, iar chemăm oameni să rezolve și sar oamenii cu ăsta.
avem o grămadă de probleme. Tot cu urbanismul. Am aprobat în ședința trecută 1000 de metri cub de griblură, de cribluri. Domnul primar nu binevoiește să o aprobe cantitatea. Am discutat că o punem unde nu sunt băgate drumurile pentru urbanism. Am alocat banii, am alocat, iar vine rectificare bugetară, când ne-a mai venit bani în plus și tot nu aprobă. Uitați ce vreme bună, am putea face. Să o facem la iarnă când umblă oamenii în noroi? Nu știu. Așa e România. Păi, dar așa e România. Păi trebuie să vedem, să-l întrebăm de ce nu aprobă, de ce nu respectă hotărârea noastră de Consiliu. Ori a fost beat atunci și nu mai ține minte, ori se războiește cu noi. Și dacă ne războim, nu facem nicio brânză, nu facem nimic. Trebuie să discutăm, să vedem ce facem. Nu? Pentru că nu facem, dacă vrem să facem ceva, nu facem pentru, cum spune el, reclamă sau publicitate sau nu știu ce, campanie electorală. Facem, că dacă ne gândim la campanie electorală, nu mai facem nimic în comuna asta. Așa ar trebui să gândim. Și ar trebui să reflectăm toți, să mergem și să vorbim și cu el, să-i spuneți să aveți, sunteți o grămadă de consilieri și din partea PSD-ului. Că dacă el face așa, face, niciodată nu o să ajunge nicăieri. Și atunci de ce să mai face rectificări bugetare ca să se ducă banii în iulă? Nu mi se par normal. La domnul deputat. La articolul 5 scrie așa. Persoanele fizice și juridice care nu respectă regimul de autorizare a construcțiilor mi se vor întorni procese verbale și amende de la 1.000 de lei la 100.000 de lei. Aș fi dorit să fi întrebat domnul primar câte amenzi, câte procese verbale a dat el în 16 ani. Care nu respectă aici. Dar în raport nu scrie. Păi nu scrie. Eu n-am văzut. Îmi poate spune domnul lucru, dar nu. Vorba de 16 ani, vorba de perioada. Acum, păi domnule, în 16 ani, câte amenzi a dat? Era vorba, luată în discuție acum, doamne zi. În ultimul an. Mulțumesc. Domnul Pică. În perioada următoare îți tragem consecințe în un lucru neefectuate la timp. N-avem gata nici la această dată inventarul proprietății private a primăriei și a domeniului public. Nu este inventariat. Dacă ar fi fost inventariat la timp și s-ar fi făcut cadastrarea drumurilor, la această dată n-ar fi existat nicio discuție. Și asta de 20 de ani. De 20 de ani. A fost 4 ani viceprimar și putea să facă. Deci n-a făcut nimic în urmă. Iar construcțiile care s-au făcut fără autorizație de construcții, a venit și a zis primarul. Domn primar, am și eu ceva de făcut. Fă, domnule. Când a venit și s-a sezizat, a zis că lasă că rezolv eu. Codreanu a construit de nu știu când și a primit autorizație după 2 ani și ceva. Și mulți și mulți alții care au făcut la fel. Astea sunt consecințele neocupării, nerespectării legii și vom trage consecințele în continuare. Lumea a ieșit în drum cu gardurile, nu sunt rezolvate problemele. Dacă ar fi drumurile cadastrate, n-ar fi scris acolo 2,7 metri. Ar fi știut exact. Și lungime, și lățime, și tot ce trebuie. Deci astea sunt consecințele unei administrații prost făcute. Prost făcute și făcute așa, cum am spus de atâtea ori, ca lumea de voilor. Mulțumesc, atât. Domnul Apus. De ce prima? Am vrea să mă gândesc, s-au oprit măsurătoarele pentru cadastru. Timpul e foarte bun, timpul e excelent, din mers pe teren, vă pun măsurător, din iară, domnul primar se ocupă direct cu asta, cu cadastru, deci nu deloc pe la mine. Deci, ce vreau să vă spun, de când am venit viceprimar, chiar am stat eu ce am putut să fur din ăsta, sau ce v-am mai întrebat pe dumneavoastră, ce l-am întrebat pe domnul Nițu, pentru că în momentul când m-au investit viceprimar, Mi s-a predat birou și nu mi s-a spus nimic. Mi s-a dat o hotărâre și cu asta descurcă pe Bodea. Și toate zăptile, domnul primar, le dă lui Bodea. Descurcare, unele aparțin de agricol, altele aparțin de ăsta. Și atunci, Bodea, care e mai tocin, începe să le ia să se ducă. Hai, domnul
lupul să vedem cum o rezolvăm. Hai, domnul dohătarul, cum să ăsta? Anume nu vrea să știu ce se întâmplă în ăsta. Ce mai fur și eu și ce mai aud. Deci, da, domnule, atribuțiile viceprimarului sunt foarte limitate și poate primarul să mai dea niște atribuțiuni. Și ce, da, și ce nu-i convine, îi dă rezolvă poate ca să nu semneze el nimic, care nici nu sunt de atribuțiune viceprimarului. Și anume îl ține pe Bodea și cred că așa a fost ținut fiecare viceprimar, numai să poată să scoată castanele cu mâna din foc, cu mâna viceprimarului, ca el să nu semneze nimica și bine mersi el să fie bine. Să semneze recepții ca să nu semneze el. El are dreptul să semneze dacă a plătit și a făcut prostii, are dreptul să semneze recepția. E obligat, că nu are dreptul, e obligat. Viceprimarul care o să vină, cred că nu o să fie atât de prost să nu facă un audit extern ca să plece de la zero. Pentru că apa, nimeni nu vrea să semneze apa, pentru că știți prea bine că nu e pe teritoriul, nu s-a dat că e proprietatea noastră, nu este pe proprietatea noastră. Ce putem să recepționăm? Putem să recepționăm de la podul Ferăstrăului în comună. Cu toate că defecte mereu. Pentru că nu i-a făcut nimic ca lumea. După aceea, la Părâul Hăsmanului am fost, a recepționat cei în picioare, drumuri și poduri. Vedeți? Și așa am făcut prea multe. Dar ca să mai degrevăm puțin de niște sume ca să intre în ăsta. Domnul viceprimar, în februarie sau martie, va fi licitația pentru terenul, pentru fermier. Poate a lăcitat. Da, domnule, nu s-a făcut nimic. Dar nu s-a făcut nimic. Și ce să faci? Mă duc domnul primar și spun, hai domnule, să aducem pe altcineva dacă Pelceanu nu face sau hai să facem. Dar nu e cumpărat lucrul Pelceanu a făcut. Trebuie adus să firma de făcut amenajamentul pastoral. În momentul când ai amenajamentul pastoral, chem ciobanii, faci contracții și sunt automat de cele. Eu am făcut... Mi-a strasat mie sarcul să fac balta, am făcut cât am putut, restul nu mi-am mai dat voie. Am făcut în științare, deci nu am aprobat, a rămas așa, am scris. Dacă nu mi-a aprobat, nu pot să mă duc, semnează domnule bani sau semnează contractul. Știți? Alte lucrări, zice, hai să-i dăm drumul, fără să fie nicio hotărâre. Eu nu vreau să mă cer, că nu-i frumos să ne certăm. Am căutat să ne înțelegem. Cam așa merge treaba. De ce v-am încercat? Eu vă spun adevărul că n-am împlin nici în mânecă cu nimeni. Eu nu mă duc nici la băul, nici la asta. Eu vreau să rezolv treaba și pentru orice mă duc peste tot ca să fac. Și mă cer cu toți oamenii, că nu-mi e jenă să le explic sau ce-o fac. Acum ar fi timpul favorabil pentru consulători. Hai să-l chemăm să vedem de ce nu este. Mai departe, domnul Boacă, Francesc. Aș vrea să subliniez două, trei probleme mai importante. În primul rând, trebuie urgent luate măsuri, deoarece în comună avem ulițe pe care nu se poate încadra, nu poate intra mașinile de pompieri. Sunt ulițe pe care nu poate intra nicio salvare. Sunt poduri făcute în comună și pe lucrări de investiții mai recente pe care nu se poate încadra mașina de pompieri. De aceea vă rog ca în acest sens să fie identificate toate aceste zone și luate măsuri pentru a putea interveni mașinile de pompieri și salvările. De asemenea, altă problemă importantă este că noi nu avem alimentare cu apă PSI în cadrul comunei. Nu avem alimentare cu apă potabilă. Vă rog să specificați, nu avem alimentare cu apă potabilă în cadrul comunei. Ar trebui avut în vedere și aceste probleme și încă o problemă pe care aș vrea să o subliniez la articolul 9 din proiectul de hotărâre. Zice că în perioada, 01-01-2016 până în 07-2016 se va definitiva nomenclatorul stradal al comunei. În completare, acesta consider eu că ar trebui completat cu următoarea frază și anume să fie pus în format electronic, distribuit la spital și la PSI, ca în cazul în care se întâmplă ceva noaptea să nu orbecă prin toată comuna pentru identificarea punctelor vulnerabile. Vă mulțumesc! Da, mai e cineva? Nu. Aș avea și eu o întrebare pentru domnul Bogdan. Am auzit de surse că foarte mulți cetățeni au început să lege deja la conducta de apă și la canalizare.
cu ce aprobare? Nu avem un serviciu care să facă această treabă și cine dă aprobarea asta pentru legarea lor la aceste surse? Momentan nu este nicio autorizare pentru... Să leagă așa neautorizat, au voie? Nu, nu trebuie opris, dați o amendă, ceva sau... Cei identificați trebuie... Dar am auzit că vin cei la domn primar și el le aprobă și merge în continuare, îi dă voie să facă. Și sunt persoane care chiar fac aceste... Dar simplu că am electoral, nu? Domnul Urcu, dacă mai aveți ceva de comunicat aici în legătură cu urbanismul, probleme ce aveți sau... Da, deci în perioada cât am făcut controle, s-au depistat o serie de încălcări ale legislației, s-au făcut somații, 16 somații, dintre care s-a pus și o amendă cu domnul Bucur, iar restul vor intra în legalitate. Sunt pe rol peste 50 de proiecte care trebuie să autorizate. S-au eliberat peste 80 de certificate de urbanism. Deci, în situația, da. În momentul actual... Domnul Budnar, v-a spus. Domnul Budnar, dacă vă amintiți, acum o 3 luni în urmă, am spus că domnul Codreanu construiește fără autorizații. Da. Fără niciun fel de, nici cu acte pe pământ. Ce măsuri ați luat împotriva lui domnul Codreanu? S-a făcut somație. Somație. Da. Amendă? Ce prevede legea? Somație să intre în legalitate. Și-a făcut... Păi nu a intrat în legalitate nici după ce i-ați făcut somație. Din câte știu, când v-ați dus acolo la verificat, era o masă rotundă acolo, nu? Erau mulți la masă acolo, pentru care erau și într-o stare mai critică. Așa și-a spus că n-ai ce face, ce cauți aici? M-am dus cu dumneavoastră și v-am arătat că în spatele construcției la domnul Codreanu, cu mulți drumul la Tradeală acolo, are o construcție și are o piermă de porci, crește animale, țânii mașini, țânii garaj. Acum da, e terenul și cum e pe terenul e cumpărat, e terenul lui, am la verificat. La cine l-a cumpărat? Actul de vânzare, cumpărare, întreg și adenar. Nu l-a cumpărat de la fost un polițist. Nu, dar nu acolo doamne. Nu acolo, acolo la partea de sus, doamne. Cu murci. Cu murci în partea stângă, doamne. Dar are teren acolo. Dar nu are teren acolo. Nu, acolo a fost... Proprietatea lui, acolo nu are teren. Nu este proprietatea lui, e proprietatea privată a primării comunii Oitul. Nu e adevărat, este... Acum, dar spune-mi acui, de cine a vândut? Cine a vândut? Cine a vândut primate căsuțele alea? Cine, doamne? Cine a vândut? Proiectorul a avut la parte de jos, iar eu vorbesc de terenul care urci la 3-400 de metri pe stânga sus. Cum să nu? Te duci? Nu, înainte de a ajunge la pot pe stânga. E pe stânga, dar e cumpărat. Am fost împreună acolo? Am filmat, n-am primit niciun răspuns. Este domeniul categoric. V-am dat ce plan cadastral mi-a dat? Ca să eu asta am întrebat, dacă... proprietatea lui. Eu știu o numină pe jitul lui Tuz, care a făcut și el un graf sau un car și i-am oprit de sistare, atașamentul, să-i dăm și luau domnul Codreanu, nu-i dăm nimic. Lasă facă, lasă treacă. Am ajuns iar în urmă, ne-am plecat. E preot. Este preot. Atât am ajuns. Dacă nu mai sunt discuții, existăm discuțiile, dar să știați pentru sesarea discuțiilor. Există. Cine ești de acord cu proiectul hotărârii? Vreau să spun, la ea tot este o ilegalitate. Se abțin cineva, domnul Rir, contra cu proiectul hotărârii, cu urbanismul? Vă pun atât de ca mână. Deci toată lumea e de acord. La urbanism ar trebui domnul Lupu să ne spună. La urbanism ar trebui domnul Lupu să ne spună că uitați aici scrie că dacă ai că vrei să construiești ceva, dacă ai act de proprietate. Dar să știți că nu se dă absolut nimica, nici planul ăla dacă nu ai cadastru. Deci ar trebui afișat, fără cadastru nu se mai poate face nimic. Acum, practic, așa prevede. Aici scrie că dacă ai titlul de proprietate sau și faci o schiță
poți să construiești, dar nu poți, că alea nu ți le eliberează până nu faci cadastru. Adică s-a eliberat punctul, trecem la punctul 2. Spune lui Lenu, trebuie să vină că alergi ceva cu bugetul. Deci trecem la punctul 2, nu omul s-a luat după ce termină taxe speciale pentru salubritate. Deci mai mult de da. Deci. Deci comisia a analizat în ședință taxa de salubritate pentru care se propune a fi de 3.76 de persoane pe lună. Și eu aș vrea, ne fiind primarul aici, care era obligat să vină să ne informeze că era participat la ședință, aș vrea să-mi permiteți domnul președinte să facă o informare mai detaliată a persoanei locale, oamenii să înțeleagă despre ce vorba. La microfon. La microfon să trăiți, la microfon. Așa. Deci, în primă fază s-a ținut licitațiile pentru salubritate și pentru depozitare. Licitația pentru salubritate, deci pentru colectare și transport, a fost câștigată de Romprest, pentru care s-a stabilit un preț de 3,76 lei în mediul rural, 3,76 lei de persoană, iar în mediul urban de 9 lei de persoană. Mie mi-a apărut aici prima contradicție, pentru că în mediul urban sunt locuri speciale pentru depozitare gunoi și în comuna Oitu s-a stabilit pe principiul din poartă în poartă. Ori consumul de motorină, consumul fizic și este mult mai mare decât ce se întâmplă în municipiu cu colectarea din locuri speciale destinate pentru colectare. Asta este prima problemă pe care mi s-a părut mie ieșită din comun. În ce privește câștigătorul licitației pentru depozitare și celelalte operațiuni de rampă, este vorba despre Ecoserv, care se presupune că ar câștiga licitația. El a fost contestat la CNSC. Se așteaptă decizia CNSC-ului și dacă va fi cazul, va merge în instanță. Aici se spune clar. Deci la această dată suntem în măsură să vă punem la dispoziție tarifele practicate de operatorul de colectare și transport, SC Compania Romprest Servicii SA, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. În ce privește tariful operatorului instalațiilor de deșeuri, transfer, sortare, depozitare în celula 2 ulterior, celule 3 și 4, vă vom transmite și supune aprobării în cadrul Consiliului Local de dată ce CNSC, eventual instanțele judecătorești se vor pronunța. Deci, după ce se exprimă CNSC-ul sau instanțele judecătorești, noi va trebui să luăm o altă hotărâre privind celelalte costuri. La celelalte costuri, vreau să vă spun că lucrurile nu sunt deloc simple. Deci costurile au fost stabilite de ADIS pe seama 93 de membri ai ADIS-ului. 93 de membri ai ADIS-ului, dar din care la această dată sunt cotizanți 65. Costurile pentru celelalte 1, 2, 3, 4, 5, 6 servicii vor fi următoare. Depozitare controlată 46,68 lei pe tonă fără TVA. La sortare, 26,11 lei pe tonă fără TVA. Compostare, 34,58 lei pe tonă fără TVA. Concasare, 37,78 lei fără TVA. Punctul verde, 81,69 de bani pe tonă fără TVA. Și tratare levigato, 155 de lei pe tonă fără TVA. Dacă luăm în calcul că pubera care a fost dată, o ridic o dată pe săptămână și va fi consemnată la 30 de kilograme de gunoi, având 120 de litri, înmulțiți 30 de kilograme cu 52 de săptămâni și veți vedea cam cât gunoi iese pentru fiecare cetățean. Asta înseamnă 1560 de kilograme. La 1560 de kilograme, familia respectivă va trebui să plătească prețurile astea, pe o tonă și jumătate. Ăsta este calculul care l-am făcut eu. Deci, în afara celor 3,76 de bani, dacă
se va consemna faptul că o pubelă are 30 de kilograme săptămânal, asta ar însemna ca pe persoană fizică să vină cam 18 lei, fără cei 3,76 de bani. Am făcut și un alt calcul. Eu m-am jucat aici. El încasează, operatorul ăsta încasează la sfârșitul fără fiecărui an pentru tot ce se întâmplă în gunoiul ăsta în jur de 16 milioane de lei. Deci ăștia sunt banii care încasează el. Am bătut 16 milioane la 65 de membre, așa, am zis modul gros așa și am făcut un calcul și ar veni cam 474 de lei pe an. Deci, de familie, de familie, la tonă. Nu știu ce să spun. Eu am făcut această informare Consiliului, Consiliul să vadă despre ce este vorba și în consecință să hotărâm. V-am spus, în prima fază, cei 3,76 de bani de persoană nu sunt foarte mulți. Dar nu se știe ce se va întâmpla cu celelalte operațiuni care eu am citit. Depozitare controlată, deci la această oră 24,7 lei pe tonă depozitare în celula 1. Celula 1 mai este valabil încă 5 luni. Din martie va intra, din martie sau aprilie va intra celula 2 și 3. Depozitarea acolo va fi 46 de lei pe tonă fără TVA. Bineînțeles că în perioada imediat următoare, deci de la an la an prețurile vor crește. Pe mine m-a surprins 155 de lei pe tonă tratare Levigat. Probabil știți ce e Levigatul. Este suspensia care provine de la ghiera de gunoi și care s-a lăsat în pământ și zona de pământ și apa de acolo care este infestată la Levigatul și trebuie tratat. Deci ar trebui să plătim noi tratare Levigat pentru că până acum comuna a uitat, a dus gunoi la Bacău. Sau dacă a dus, a dus din anul trecut. Iar acolo, vechea rampă de depozitare este de zeci de ani. Deci ar trebui să plătim în tratare Levigat. Nu înțeleg. Deci astea fiind zise, dumneavoastră veți discuta și veți hotărâ, domnilor consilieri. Eu am încercat să fiu, pentru că domnul primar ar trebui să fie prezent. El a participat la ședință. Niciodată, nici măcar o dată, nu vine să informeze de activitatea dumnealui din la ultima ședință și până la ședința care se desfășoară. Așa ar fi normal. Și e obligat de lege. Niciodată nu face. Știe doar să tamponeze, știe numai să-și bată joc, știe să facă numai lucrări și să facă morminte de bani, lucrări care nu funcționează, numai să-și bată joc. În toți anii ăștia n-a făcut decât să-și bată joc de cetățeanul comunei Oituz. De cel care l-a votat și l-a ales. Mulțumesc, domnul președinte. Dar are cuvântul domnul Putnaru, Valentin. Deci, înainte de acele Consiliul Local să-mi scoate de ordinea de zi proiectul ăsta și să mai studiem problema, că mi se pare exagerat de mult și de bani, care ne cer, când s-a aprobat domnul. Am cer să nu-l votăm. Eu cer să nu-l votăm. Ne votându-l nu e valabil. Deci nu are... Și legat de salubritate, din discuții cu mulți cetățeni ai comunii Oituz, nu au primit cuviere. Domnul președinte, mă scuzați că mai sunt câteva tarife pe care nu le-am spus. Este vorba de deșeuri reziduale de la rural, care vor fi taxate cu 317 lei pe tonă, deșeuri reciclabile de rural, care vor fi taxate cu 110 lei pe tonă, deșeuri biodegradabile, din urban. Deci rumeguși, resturi vegetale și toate astea care vor fi taxate cu 277 de lei pe tonă și deșeuri de construcții din rural care vor fi tratate vor fi taxate cu 624 de lei pe tonă. Mulțumesc! Deci să continui. Sunt mulți cetățeni din Oituz care nu au primit pubiere. Răspunsul este că nu se găsesc tabele. Nu știu cine a fiat tabele la oamenii aia care au venit cu pubiele, că nu îi găsesc pe cetățeni ca să le dea pubiela. Cetățeni care stau peste apă, de exemplu, în dreptul la podul de la IEGF4. Cetățenii de acolo mi-au spus, am niște băieți care mai lucrează cu mine și spun că ei nici nu vor și ei nici nu vor plăti. Și mi-a spus, băieți, de plătit veți plăti, că la primărie. Cum trece să le ia gunoiul de acolo la cetățenii aia de acolo?
Mașina cum vine acolo ca să le ia gunoi? Oamenii aia sunt izolați total. Nu pot să treacă. Dacă moare cineva, trebuie să-l aducă numai 2 inci să treacă podul, să țină disică, că nu ca 4, ca să-l aducă o dată, din coace. Popala așteaptă în partea asta la urmă. Oamenii sunt izolați de comună. Nu se ia nicio măsură, nu treacă. Eu vreau să dau un exemplu. Dacă un cetățean din comună Uituz a putut să-și construiască un pod cu 500 de milioane acolo la el, oare primăria nu putea să investească 500 de milioane să facă un pod pentru oamenii care stau peste apă și atunci aveam și acces cu mașina de gunoi. Și pompieri. În zona aia sunt familii cu cei mai mulți copii. Dacă mergem la 376 ca să le plătim, să plătească gunoi, nu? Noi lovim tot în săraci, tot în năcărjiți dăm, pentru că ăla are 7 în familie, va plăti 300 și ceva pe lună gunoi. Făcând un calcul că o casă și o bucată de pământ te costă 20 de lei, 30 de lei, pe care te folosești din ori casa și pământul, iar pentru că duci gunoiul, plătești 300 și ceva de lei. Mi se pare exagerat. De asta am cerut să analizăm bine și părerea mea este să nu votăm și să facem o analiză și eventual să cerem și părerea cetățenilor. O ședință mai amplă, la Cămin, să spunem, băi oameni buni, uite ce se întâmplă. Că așa din auzit e toată lumea, aude că face că trece. Ce facem cu cetățenii care nu au primit cuvietul? Prețul ăsta nu e mare prețul. Domnul Gogu, este foarte mare prețul. Și la prețul ăsta, eu am făcut un calcul și eu m-am făcut domnul Rudică. La 7 persoane, gândiți-vă cât plătește omul. Ce se întâmplă? Omul nu va plăti. În momentul când cetățeanul nu plătește, apare cu debit la primărie. Când vine să scoată un certificat de deces, nu e dă că nu ai plătit noi. Cum nu există, dar nu știu ce plătește. Dați un exemplu cu certificat de deces. Certificatul de căsătorie. Dau exemplu căsătoria, dau exemplu fișa fiscală, dau exemplu. Deci cetățenii ăștia năcăjiți, mai care năcăjiți, pentru că ei nu poate să-și înscrie o mașină, nu are certificat, nu poate să-i iei o adeverință de la primărie că nu a plătit gunoiul. Și pe ei lovim, nu știu, eu am zis, hai dacă nu să stabilim, luăm 3,70 până la 4 sau 5 persoane, de acolo rămâne blocat așa. Nu știu, să mai studiem. Eu cer dacă se poate domnul președinte sau consilierilor care sunt prezenți să nu aprobăm, să nu votăm. Acest proiect. Atât am avut. Să vină un reprezentant de la ADIS, să vină cineva să ne explice, băi, atâta vă luăm. Nu să ne trezim că noi votăm, noi aprobăm și după aceea ne ducem pe stradă și ne iubea oamenii. Băi, dar ce ați făcut? Domnul consilier, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de stabilizare a fost discutat în ședința Comisiei Economică. A primit aviz favorabil. În cadrul ședinței am solicitat să invităm directorul executiv al ADIS la această ședință. Și în caz că era necesar. Domnul Picon l-a rugat să treacă pe raportul avizat. Domnule, de invitat directorul de la ADIS pentru ședința de data de azi. O spus că trebuie să cu domnul secretar. Uitați că era necesară prezența directorului pentru că îi puneam întrebări și era obligat să răspund la întrebările noastre. Acum vorbim între noi, dar un răspuns profesional... Vă întreb domnul Apostolului. Dacă la ședință domnul primar a fost prezent, de ce n-are bunul simț să vină să ne spună? La ședința de comisie vorbesc. Oare eu pun o întrebare? Nu, la ședința de comisie vorbesc. De ce nu l-a chemat domnul primar? Și când a fost la ADIS, când a fost la ADIS primarul, de ce n-a spus? Băi, oameni, nu știu ce am discutat eu acolo. Băi, fraților, eu sunt primarul comunii, eu am reprezentat comuna. Eu nu știu dacă nu se poate schimba să mai fie președintele, reprezentantul nostru acolo. Să punem un reprezentant, un om care știe să ducă să dea bună ziua, să ne dea și nouă bună ziua când vine înapoi. Vine înapoi și spune, băi, ia, ședința extraordinară. Face extraordinară când are nevoie de ceva. Ba să-i trecem bugetul, ba să-i trecem cu tare, hai de extraordinară. Când e vorba de el, nu mai e extraordinară. Acum pun o simulare ca să vină aici în ședință. Dacă vă amintiți bine în ședința anterioară când am avut o extraordinară, a spus că vrea să-i ia cele 8 zile de concediu care nu era. Și l-am întrebat cu duși întors. La ședința din 19 sunteți prezent? Da, sunt prezent. Unde e prezent? Nu e prezent, e în birou sus. Am înțeles că... Ce am înțeles? Că cetățenii că sunt mulți... Domnul apostol, cetățenii o jumătate de oră, și așa-i ținii la ușă ca pe câini, putea să stă aici și cetățenii și stăteau. Înțelegeau oamenii. Domnule, am o ședință și eu, 5 minute. Dacă îmi pleacă în altă parte, cum știi să semneze altcineva? Nu sunt în măsură să vă dau. Păi nu, dumneavoastră, eu am intervenit la dumneavoastră. Și mă gândesc la varianta, că noi avem proiectul de acest sens, dar e necesar și e bine să invităm cine un reprezentant, domnule, să nu poate să ne explice situația. Un reprezentant. Mulțumesc. Doamna Laiman? Nu? Domnul președinte, o completare aș mai avea de făcut. Trebuie să înțelegem exact ce înseamnă ADIS-ul. ADIS-ul este o afacere pentru județul Bacău, nu pentru noi. Este o afacere a lor, pentru că toate contractele se fac prin ADIS.
Eu am discutat cu directorul ADIS-ului personal anul trecut, că eram furios, că erau bunoaie numai peste tot și l-am sunat. Și a zis, domnule, uite, îți plătim, nu mai plătim cotizație. Și a zis, uite, domnule, de aici, cotizația noastră e ca o frecție la un cer de lemn. Crezi că chiar mă interesează cotizația dumitale? Nu mă interesează cotizația dumitale. Deci dacă l-am fi interpelat, oricum nu venea, vă spun sigur că nu venea, dar așa mi-a răspuns, cotizația dumitale e ca o frecție la un cer de lemn. Nu mă interesează. Dacă vreți, stați, dacă nu, retrageți-vă din ADIS. Asta a fost răspunsul. Nu, dar nu se retrag toți, pentru că cel de la Miercurea Ciuc, care s-a retras și care aparținea de județul Bacău și avea contract cu austriecii din Harghita, care îi lua gunoiul, l-a chemat Berea și a spus, băi, te scrii în ADIS? Păi, domnul președinte, nu mă înscriu pentru că, uite, am problema asta și totul merge foarte bine. Nu te înscrii, nu. L-a tăiat de la Cozonac. L-a tăiat de la Cozonac, s-a dus omul și a reziliat contractul cu austriecii și s-a înscris la ADIS. Și trebuie să aducă de la Ghireș Palanca, să aducă bunoiul la Bacău. Eu am fost, în momentul când s-a stabilit master planul și s-a făcut discuția la prefectură, eu am fost prezent acolo. Am dosarul așa. Și am discutat cu cei doi mari specialiști, unul din Germania și unul din Norvegia. Am discutat cu ei. Și am spus, pe oameni buni, gunoiul din mediul rural are cu tot o altă componență decât cea din mediul urban. Și că costurile vor fi foarte mari pentru omul. Zice, e adevărat, din mediul rural costurile vor fi mai mari. E adevărat, dar în mediul rural sunt cele mai puțin bani. Și i-a spus, se poate crea stații unde să se decompost, unde să se depoziteze tot ce înseamnă biodegradabile. Restul menajere, vegetale și toate astea, rumengu și toate astea se pot depozita. Să facă compost, se putea face. Cred că vă amintiți că rezolvasem problema unei instalații care să transforme gunoiul menajer în combustibil solid. Și făceam pe plan local. Și era un lucru care aducea venituri și la primărie și pentru toată lumea. Am fost refuzat și dat afară. Mulțumesc. Deci asta înseamnă ADIS-ul, ca să știți. Vrea să mai vorbească cineva? Atunci asistăm discursiile și să punem la vot proiectul de hotărâre în forma care a fost. Cine este pentru? În forma prezentată. 375. Da, 376. Da. Și cum pentru două operații. Am votat pentru atunci. Dar a fost o dată votat. Deci, sunteți de acord? Cât numără? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, trebuie mișcat. Dacă nu mișcăm, nu facem. Cum de sunt eu? Dom'le, numărați ca lumea și vedeți. Eu văd 1, 2, 3, 4, 5 cu domnul Bobu. 5, 6. Cum suntem ori? Am pățit ca în Parlament? 6. Numărăm 157 și ne trezim cu 127. Contra. Cine este? Contra. Și abține 2, 3, 4. Abțineri. 5. Abțineri. Diferență. Deci o abținere. O abținere. Sunteți împotrivă? Eu... Ce dată? Păi ziceți. Eu sunt pentru. 6-7 cu mine. Deci ar trebui, domnul secretar, eu zic că ar trebui să facem o specificare în procesul verbal, să rediscutăm problema aceasta în momentul când avem stabilit și câștigătorul pentru celelalte servicii din groapă și putem avea un preț absolut pentru toate serviciile care sunt. Ei sunt în timpul procesului și noi se aprobăm. Nu știu dacă este valabil. Ei mai au procese din instanță. Domnul președinte, noi am votat colectarea. Normal, când vine celelalte servicii, trebuie să vină să aprobăm celelalte servicii. Momentan, noi ne zbatem pentru celelalte servicii care nu au venit la noi. Atunci le aprobăm sau nu le aprobăm? Dacă nu le aprobăm, cade și contractul de achiziții, da? Când va trebui să ne mișcăm. Că dacă nu ne mișcăm, ce facem? Noi credem ca primărie mult mai mult să strângem gunoaiele după drum. Și normal ar trebui să le plătim noi, din banii noștri. Ne milă de populație, dar populația aruncă cu noi o pe marginea apei și dincolo se spală. Nu gândesc deloc. Și vine amendă și dau amendă. Și amenzile vin mult mai mari decât orice. Că o să vedeți și amendă o să vină de la amendă. Ceva trebuie să ne mișcăm. Votăm asta pentru achiziții, că nu-i sumă mare și când vine restul, vedem. Domnul viceprimar.
Când spuneați că n-ați înțeles funcția de viceprimar sau nu știți politică de lume, nu-i politic. Dacă odată s-a votat, cum se mai votează a doua oară? S-a votat odată, nu? Mai avem în aceeași ședință, mai votăm odată? Domnule, eu spun chestia de principiu. Automat va avea loc o ședință extraordinară, pentru că ne-a venit hârtia asta. Și o să punem în discuții a doua oară și eu zic chestia de principiu. Nu văd, tocmai că s-a votat, trebuie cumva să ne mișcăm. Păi nu ne mișcăm până nu discutăm, pentru că ne mișcăm. Achiziția, după mine, achiziția asta nu e scumpă. Problema când vine să discutăm, nu e scumpă. Ce a zis domnul Lupică, cu cât ne costă, să vedem cât revine la final. La ședințele și extraordinare cu curtea de pot, vor să spunem problema asta odată. Eu v-am să-l cuvânt. Nu vor fi, doar v-am dat. Spuneți, domnule. Procesul de așura un an. Acest proiect va trebui în ședința, în Comisia Economică, care face parte 5 membri, am studiat-o și toți am fost de acord și atunci nu-i trebuie să fac o arată. Mai puțin, mai puțin eu. Nu mai e bun, nu mai votăm. Mulțumesc! S-a votat, poți să mai punem doar până la vară. Nu mai supunem la vară. S-au creat prea multe discuții colaterale. Nu... Era vorba de proiectul singur. Sper să votăm. O să mai discutăm acest subiect la ședința extraordinară cu Curtea de Conturi. Când s-a discutat în Comisia Economică și s-a votat, nu era venit și acest supliment. Deci este o hârtie separată, un supliment care a venit, care l-am primit de două zile. Și m-am uitat, pe dumneavoastră, nu aveați cum, l-am primit de două zile și m-am uitat peste el și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa simple cum credem la prima vedere. Dar eu zic următoarea chestiune. Dacă primarul a fost la Bacău, dacă știa despre ce e vorba și dacă pretinde că este administratorul acestei comune, putea să pună mâna să facă o adresă și îi spună, băi, Adisule, eu sunt membru tău și sunt membru fondator, ca să mă pot prezenta în fața Consiliului Local. Fă-mi și mie o aproximare, o analiză și o aproximare de preț asupra ceea ce va plăti cetățeanul Comunei Iltus, a cărui primar sunt. Și atunci, pe baza acestei aproximări și pe baza acestei probleme, puteam să facem o discuție de merită. Așa trebuia să fac. Nu să fug acum să cap... Domnul președinte, struțul cu capul nisip. L-a ajutat domnul Secu, căldură, căldură. Să fac o observație, tot ce s-a discutat în această ședință. Oprește căldura. Și, adevărat, să cer un răspuns pe această temă. Acum? Oprește toate birou. Puneți mâna aia în domnicelă. Era greu să fac o adresă și să spune, domnule, fă-mi și eu aproximarea prețului pentru celelalte, chiar dacă nu s-a câștigat niciodată. Eu ne știu că îi spun cetățean. Licitația s-a câștigat și ar putea să zică prețul cu care s-a câștigat, chiar dacă contesta. Păi nu? Păi da. Nu? Nu? Ei să judec, ei să contesteze și nu știu că da. Nu, 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 problemă. V-am solicitat. Păi cum a zis domnul Vasile, o scrisoare către Adis. La 20 lei din... Ce domnule? Pentru că trece nimeni. Nu, dar... Era 11 lei, plus 3 lei și ceva, face 20. Cine plătește? Dacă nu i-a venit la mine. Făcute de mine, nu? Da, nu putem pune bază. Dacă sunt reale, nu vreau să vorbim. Da, nu, nu, dar cum să nu? Dacă ne-am fost în care să-l invităm? Să-l invităm, da? Dacă nu-i invităm, nu, cum? Bun, când ținem ședința asta. Joia viitoare. Joia viitoare. Nu neapărat joia. Nu neapărat joia, doctor. Și domnule, nu ăla fixează prețul. Prețul fixează câștigătorul licitației. Dar nici am altfel. El își punea daos în lucrurile pe este adis ca să-i altfel plăti salariat. Din moment ce este salariat acea instituție, eu profit de el. Este compatibil, nu? Și poate să dăm un răspuns, cât de cât corect. Știi că până la urmă trebuie să te convingi singur. Așa că chema fundatorul. Deranjează pe nimic. Dar e frecăvrimic aici. Directorul executiv la adis e obligat să răspundă la solicitările unui membru al adis. Eu așa văd. E obligat. Să ne facem o ședință extraordinară joia viitoare și până acum am fost fișmă. Puteți să zic dacă nu ești, dacă nu ești, membru adis are reprezentat. Joie. De ce să spun? Și dau telefon reprezentat. Și nu zic că stai acolo, domnule, 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 dar mă rog, ce mai pot semna? Că se rog în ședință, că a fost invitat, invitația mea, și nu m-a dat curs solicitării noastre. Bine. Da, s-a înțeles. Domnul Oca vrea să vă spună ceva. Domnilor consilieri, trebuie să ajung la o ședință la ora 12 la Bacău. Vă rog să...
Da, domnule. 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 Votul meu de aport. E pentru, de aici încolo. E pentru. Dar dacă îi se impute vreo sumă, e tot pentru? Pentru. Nu pot chiar. Îi vedeți? Are bani, dacă vreau. Trecem la punctul 3, în urmă de zi, și anum, aprobarea bugetului rectificat. Domnul Rubică, bugetul rectificat. Da, domnul. Aveți aprobarea de avizare. Domnul Rubică, domnul Rubică, trebuie să-i vedeți subitus. Domnul Oprea vrea să-i vedeți ceva care m-ați ceva din anunta de argint. Iau, deci informez Consiliul Local, am discutat în comisie, dar cred că va trebui să... Este vorba de rectificarea bugetului cu plus și este vorba de... Abțin și ceva contra... Facem la punctul 4. Faceți și un raport de avizare. Da, da, da. Facem. Aprobarea organigramei a statutului de funcție și a statutului personal al aparatului de societate al primarului. Ați avut materiale studiate? Da. Am văzut o parte din atribuțiunea din Consiliul Local, a trecut la primarul. Nu o parte, parte. A trecut la dictatură. La indicația Curții de Conturi și... S-a trecut la dictatură totală. La indicația Curții de Conturi și articolul 69 din 215 pe 2001. Iau cuvântul. Cine ia cuvântul? Domnul Curnau. Domnul președinte, am analizat în comisie. Am aprobat. Acum, deci în comisia juridică am analizat chestia asta. Am aprobat ce ai scris. Era vorba acolo de trei transferuri de persoane. O persoană care a fost promovată prin examen și două persoane care mi s-a schimbat încadrarea. Am avizat pentru cele trei persoane încadrarea și am respins, comisia a respins, trecerea serviciilor care aparțineau Consiliul Local în subordinea primarului, chiar dacă Curtea de Conturi a dat o asemenea indicație. Eu în actul de control al Curții de Conturi, vă rog să mă credeți că l-am citit aseară de scoarță în scoarță de două ori și n-am găsit asemenea mențiune. Chiar dacă ar fi dat, asta a fost o propunere de acum, vot că legea dată. Așa că noi am respins chestia asta și toate serviciile rămân în subordinea Consiliului Local. Păi articolul zice așa, că punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale și compartimente funcționale sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual. Deci compartimente și nu servicii, cum am motivat. Deci ce avem în subordinea Consiliului Local sunt compartimente și ele au fost legal repartizate prin organigramă. Încă sunt clare. Dar oamenii, o să vedeți când o să citiți materialul, o să vedeți cosmetizarea tot. Da, vrea să mai ia ceva cu dacă o să avem timp să discutăm, o să vă povestesc și despre el. Domnul președinte, da? Parcă nu exact cuvântul la început, după aia v-ați luat la... Dar e terminat, nu? Da, dar eu nici am apucat să spun nimic. E terminat pentru părere, domnul. Ați dat legătură la domnul Rupică. Eu eram președinte pe comisie. Eu eram cu problema, exact cum spune domnul Ion. Mâna stângă lui domnul primar. Eu eram cu treaba cu dictatura, pentru că am văzut că vrea să ia domnul primar, vrea să ia și puterea lui toate. Nu cred că putem să trecem, pentru că și așa noi aprobăm aici multe proiecte de hotărâre, cam degeaba, că el tot nu semnează, tot nu le aprobă, dar să mai trecem sub tutela lui. Zice, eu să încep, așa o să spun, eu răspund. Răspund vreo 6-7 când mai are acolo. De asta eu cu proiectul ăsta de hotărâre nu sunt de acord. Dar altceva de acord. Doamna, apun întrebare. Este legal trecerea în conformul legii, un articol de lege? Am nu prea, să scrie, nu scrie în articolul legii, aia e altceva ce știi de acolo. Asta am văzut, mulțumesc. Curtea de Conturi a motivat că nu sunt servicii. Domnul de la Curtea de Conturi nu pot scrie și undeva. Mă scuzați când intervinează. Domnul de la Curtea de Conturi cred că i-a spus-o verbal la domnul Birkin Crâșmănu. Nu, a spus aici, întrebați-și pe domnul secretar, l-a chemat chiar pe domnul secretar. A pus o întrebare și eu.
Vă supărați când intervenim. Asta a fost și întrebarea celor de la Curtea de Conturi. Cine conduc, cine conduce acești oameni? 15 oameni. Oameni, dacă nu sunt de acord, adică trebuie să aibă un singur, în ideea că în legislația administrată de Consiliul Local, respectiv în 205, nu se prevede faptul că în subordinea Consiliului Local se înființează compartimentul pe care acesta îl conduce, ci primarul în subordinea lui, respectiv în acolo, specialitatea lui, se pot înființa compartimente cu personal contractual și funcționar public. Adică nu există legislație, asta cu motivația lor. Domnul secretar a fost chemat, poate și dumneavoastră să vă explice mai mult. Domnul secretar a fost chemat pentru că aceasta problemă. Și eu sunt doamnă, vă întreb ceva? Doamna juristă, vă întreb ceva? De ce Curtea de Conturi n-a dispus în dezolvarea posturilor datul pentru care s-a dat decizii ilegale? Nu e vorba de dezolvare, e vorba de trece. No, da, există o decizie a primarului care este ilegală, da? Pentru numirea unui om într-o anumită funcție. Nu e vorba de decizii, e vorba de acte administrative. Până la urmă, toate aceste organizare de-a lungul anilor a fost aprobate prin hotărâri Consiliului, care sunt acte administrative, care n-au fost în baza unei decizii dată de primar. Că actele care au intrat în circuitul civil au produs efecte sunt ilegale. A fost doar recomandare. Aha. Nici eu nu sunt. Păi luați atunci așa asta ca și recomandare atunci. Cu trecerea acestor servicii în activitatea primarului, dar nu văd nici Consiliul Local cum s-ar putea ocupa mai de aproape de 30 de ani. Păi tot primarul s-o ocupă, domnule. Consiliul Local e atât la o ședință pe sau din două ori, și nu ar trebui să stea după fie, ca băi ce-ai făcut la zare, sport, ce-ai făcut dincolo. Eu văd oarecum e mai aproape primarul de aceste... Da, el se și deplasează tare, Eu vă spun că nici nu vin pe la noi să ne întrebe, deci tot primarul și amenință, dacă cumva vezi că te dau afară și oamenii nu știu că nu poate să-l dea afară. Așa îi spune și la poliția locală, așa îi zice și la cel de la piață, că nici nu trece pe la... Și eu când eram viceprimar, nu vrea să mă întreb, mie tot la dată. Deci eu eram degeaba să dea acolo. El dictează, el face toate așa, așa că îl vrea să aibă legal acum. Ce se vede? Da, da, să aibă legal. Da, nu. Îi aprobăm noi legal lui acum, că el vrea neapărat să dea. Că nu mai... Să nu mai aprobăm noi legal. Dacă era ilegal până acum atâția ani, juriștii de la prefectură nu s-au dus în zală? Din păcate, organigrama care nu este acum inventată a fost făcută tocmai cu sprijinul Consiliului Județean de la Consiliul Județean în prima fază, după apariția. Și dacă noi votăm împotrivă și o să votăm împotrivă, nu e împotrivă. Ei au făcut-o așa. Dacă este ilegal, o să vină înapoi acest proiect de hotărâre să votăm din nou. Forma în care l-a aprobat dumneavoastră este legal, adică nu a aprobat articolul 1, 2 și 3. Va rămâne în vigoare. Vor rămâne în vigoare celelalte... Corect. Așa este. Hotărâri. Da. Problema este că la un articol 132 spune că denumirea aparat propriu de specialitate al Consiliului Local se înlocuiește în cuprinsul tuturor actelor normative cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Deci toate actele normative prin care s-au înființat aceste compartimente, pentru că eu am răspuns la întrebările Curții de Conturi, în ce bază au fost înființate și am venit cu extrase din. Și atunci zice, haide să analizăm împreună. Dar articolul 132, de ce nu l-ați luat în considerare? Bun, nu l-am luat eu. Am fost, nu știu, mă rog, nu știu. A fost o scăpare. Dar de atâția ani scăpare la toți colegii, tot județul, pe unde am fost, am atras atenția. Deci a atras atenția. De ce ANFP-ul a dat aviz? Și tura asta a dat aviz. Deci, indiferent cum ar fi, tot nu înțeleg care e bună și care nu e bună. Nu este o aplicare unitară a legii, este legal, deci ceea ce am propus aici este legal din punct de vedere al tuturor precizărilor din actele normative. Dumneavoastră, în consecință, dar vrea să mai vorbească cineva? Acest punct, atunci să spun domnul Iulia. Noi în comisie am discutat, n-am fost toți membrii comisiei de aceeași părere. Am fost unii cu o părere, alții de altă părere, în legătură cu trecerea acestor servicii, compartimente, mie mi se pare că se așează într-o albie normală. Trecerea, oricum el hotărăște. Oricum el are spisul desemnat cu... Aia spun și eu. Și problema că nu sunt servicii. Nu sunt servicii. Oricum, el hotărăște tot ce iese de hotărât în primărie. Pentru că este ordonatorul principal de credit.
Deci de aici decurg toate. Consiliul local nu are. Nu are patrimoniu, nu are cont în bancă, nu are semnătură. Și place să fie numai el singur. Nu are semnătură și atunci dacă... Bine, dumneavoastră discutați acum strict la persoana numitului, dar poate să fie primar domnul... Atunci se schimbă. A, și atunci se schimbă. Vedeți? Eu discut... Asta e un alt. Iar compartiment sau serviciu, mă scuzați domnule, sau orice denumire a fost făcută cu ghilimele de rigoare, să spun așa, ca o denumire generică. Un compartiment înseamnă șef și 9 membri, nu un compartiment, un serviciu. Serviciu. Un serviciu, mă scuzați. Și 9 angajați în subordine, ceea ce nu e cazul la nivelul primăriei noastre. Plus că era vorba de și de acele servicii care au director, contabil, funcționari și se pot organiza și funcționează și se și pot funcționa sub conducerea Consiliului Local. Asta deja e o problemă. Exemplu, apă, canal. Acolo va trebui să fim atenți. Am primit și adrese pe tema asta. Vor fi servicii cu personalitate juridică? Exact. Care vor avea buget. Consiliul Local nu are personalitate, nu are cont în bancă. Atunci comuna are cont în bancă. Da. Da, bine. Asta a fost... Acum, la primărie, la primărie, în general, la primările de comună, la primările de comună, și mai ales la comunele mici, noi nu suntem o comună mică, dar sunt comune mici, deci să ne uităm. Sunt și sub 1000 de locuitori. Sunt și sub 1000 de locuitori, județul Muretoara, eu am o statistică, chiar vă pot spune care e cea mai mică comună din țara mea, și așa mai departe. Nu pot să organizez nici compartimente, bani. Să ai un serviciu, persoană unică, energetică să facă să-ți dreagă. Dar Consiliul Local există și acolo. Consiliul Local ne-a compartimentul și ne-a avut ordonator de credință. Nu pot compartimentul, chiar dacă primarul nu supără și zice, domnul de la Cămin. Știi, mi s-a pus patra că nu mai dea nicio mă, să-ți dea Consiliul, că el are, el din ești tot Consiliul. Tot Consiliul aprobă, ce bani? Ce s-a aprobă? Nu aprobă Consiliul. Dar Consiliul din presă nici ce ne-a aprobat. Deci nu s-a aprobat. Nu m-a venit presă, ca să te duci la fac să-ți spăți bani, trebuie ori de prate. Și ăla se dează un singur. Și cu asta s-au de pedea. Acum, închei prin a spune încă o dată că mi se pare o așezare corectă, în albie a lucrurilor. Primarul răspunde la nivelul comunei Iotus de tot ce se întâmplă. Oricum, da. Mai vrea să vorbească cineva? Atunci supunem la vot acest proiect de hotărâre. Dacă sunteți de acord, în forma prezentată. În forma redactată. Redactată, da. Deci, câți? 1, 2, 3, 4, 5. Mai era domnul Oprea, poate 6. Plecat de Nu mai e. Chiar dacă e. Cine se abține? Eu. Dumneavoastră vă abține? Ți-a restul împotrivă, da? Da, împotrivă. Deci, Abține 6. E la mijloc, din s-a bumat. Eu sunt 3 ciocani din povară. A, trecem la ultimul punct, punct diverse. Mai avem un punct privind, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul. Aici am dat aviz favorabil. Dar e asemănător. Aici am dat aviz favorabil și... Fără acest plan nu putem angaja în viitor, nu putem promova exact cum ne-am tăiat. Pentru asta există aviz favorabil, domnule secretar. Da. Și se cere prin lege ca anual să fie înaintat la ANFT. Vreau să vorbească cineva? Nu. Sunt la vot, dacă sunteți de acord. Planul ăsta de ocupare. Planul de ocupare a postărilor și suntem niște promovări. Dar cineva vota nu, doamnul sunt de acord. Am ajuns la punctul diverse. Înainte de trece la punctul diverse, domnul președinte. Mai e un punct, a spus? Nu mai e, s-a amânat. Domnul președinte, permiteți înainte de a trece la punctul de versiune. Problema este, scuze-mă, domnul, problema este o oră. Da, o bine. Problema este că ar trebui procesul ăsta verbal de control distribuit bazat în lumea. Pentru că el are foarte multe pagini. Îi dau drumul la președinte. Îi dau drumul la președinte. Eu adun. L-am dat la urgență. Nu adun comisia și-o discutăm. O să-l facem.
Dacă se facă fiecare președinte de comisie așa, dovem comisie și discutăm în comisie. Nu trebuie niciun aviz. La ședințe extraordinare nu trebuie niciun aviz. Nu trebuie aviz. Da. Membrii comisiei trebuie să informați, da? Da. Deci eu, dacă informez Comisia Economică, aici când venim, venim cu lecția învățată și știm ce discutăm. Da. Iar ședința va fi joi. Eu promit la Comisia pentru Agricultură că o să ridic la Glaserul și le dau la Chiu. Da, mai stai până. Și ședința din decembrie, nu vreți să modificăm cu pe 24? Cum va fi mai degrabă de 24? 9 pe 7, sperăm. Pe 17 decembrie, nu? Nu, pe 17. Dacă în ziua aia vrea cineva să vină să vină. Să zice pe 24, nu vreau să durăm pe domnul primar. Lasă, domnule, se colindă pe 24. Exact, dacă avem făcut pozonat. Nu, pe 17 va fi ședința, dar până trece la ședința la capitolul diversii, vă rog frumos să-mi permiteți mie că am trei cereri de citit care au ajuns la comisie. Da, cere. Domnule primar, sunt semnatul Miron. Ion, domiciliat în satul Baian Sărată, comuna Oituz, solicit. Cine? Miron. Solicit, da, Miron Ion. Asta e un doctor care i-a verificat inima lui domnul Oșor. Doctor, chirurg. Ce-o fi chirurg, dar nu știu ce-o fi. Solicit de 300 de metri pătrați. Ca să fie domnul către Consiliul Local. Păi e făcut de către Consiliul Local, nu către domnul primar. Da, doamne, așa de la domnul doctor solicită 300, eu o citesc, dacă puteți. 300 de metri pătrați? 300 de metri pătrați. Ce vreți să fac? La unde? În ce zonă? La Lucianu, la Lucianu, are scris de doctor, vă dați seama că cât e de greu de... Solicită închirierea pe 10 ani de zile. Pentru materialul fiind... Scrie ca un doctor. Scrie, păi n-am spus că scrie ca un doctor, da. Solicit o vreo 300 de metri pătrați, situat în satul Baiana Sărată, zona Lucheană. Între noi, plus la sud, drumul național nord și era. Eu am citit cererea, solicit consiliul local să... Până în pot, foarte asta e până în pot. Domnul Bogă. Pentru depozitare, pentru materiale, pentru fine productive. Nu are nicio schiță pentru că cererea a ajuns să citească în Consiliu. Cred eu, după bine spun, că cererea rămâne la comisie și noi comisia ne deplasăm acolo, nu? Trebuie să depaseze la fața... Deci, în afară de schiță, trebuie precizat exact cum avem în cadastru categoria de folosință. Dumnealui spune neproductiv, dar bine, acolo scrie pășune, s-a încheiat. Domnul secretar, în momentul când ne vreau să acolo, va să spune ce se întâmplă cu ce vrea să facă. Depozit pentru diverse... Din câte am înțeles, domnul la fața locului a discutat problema, acum ne-a trimis, dacă suntem de acord cu terenul domnul Albișteanu, domnul Ionescu, bună întrebare, a fost la fața locului din apoi domnul primar acolo? Dar nu a fost. Nu, atunci ce facem cu cererea, că noi l-am de la agricultură, de asta? Să ducă la Comisia de Agricultură să meargă la fața locului. Dar când dată aprobat pe ședința anterioară, dacă mi-am inteles bine. Domnul apostat, luam un caș de vaccinare. Nu, toți consilierii am dat avizul. Nu i-ați dat avizul. Nu s-a dat aprobare de principiu, pentru că domnul Ionel a ridicat o problemă în ședință, la care s-a dus să schimba, a adus aici, nu, după aia a venit domnul primar și a zis că nu l-a luat. Și a zis că nu l-a luat pe ședință. Deci putem înainta hârtire, că oricum îl folosește domnul, oricum îl folosește intermedicare. Păi nu-l mai votăm, dar ca să știm, îi dăm drumul să nu facem hârtire. Deci notați că îi dăm drumul. Comisia merge la fața locului și gata. Și iau un caș. Aici avem. Dar s-a fost. Ce sunt la față? 5.000? Dar 5.000, 250 de zile. Da, dar nu vreau să intru omul. Am înțeles. Avem schița acolo, dați schița. Dați schița acolo. Avem schița acolo. Altă cerere. Altă cerere, haideți. Terenul care îl ocupă, nu ne-am pentru utilaje.
Da, domnule, și face. Vrea să aducă fonduri europene. Vrea să aducă fonduri europene și trebuie să-i arată terenul pentru asta. Nu-i fac ca să nu-i dai. Domnul viceprimar. Domnul fostul. Reprezentantă legal de subsenatul Bora Adrian, în calitate de președinte legitim, solicit acest imobil, deci solicit pe Căminul Cultural de la Poiana Sărată. Și spune pentru ce solicit acest imobil pentru să facă ședință cu Asociația Composesoratului. Sediu Composesoratului. Dar mai ales pentru reabilitarea, modernizarea activității culturale, sociale la Poiana Sărată. Și dotarea. Înainte de citit și a trece, dacă ăsta, eu vreau să vă spun că nu el vrea concesionat. Și pare mi se că știți cu titlul gratuit, dar din câte am înțeles, domnul meu, ascultați-mă și pe mine, Căminul Cultural de la Poiana Sărată, Căminul Cultural de la Uituz, de la Hărja, eu nu sunt de acord ca să-l dăm, pentru că am înțeles până la urmă că tot preotul ăla pe acolo care vrea să facă tot un fiu de orfelinat din cărul nostru. E compozitorat-o pe noi în parochia. Domnul Gogu, am o rugăminte mare la dumneavoastră. Dacă vorbesc la ședință și am citit cele, lăsați-mă să o citesc. Dacă nu vă mai spun nimica și o să mă duc să vorbesc cu pereții, să spun. Deci, compozitorat, dacă vrea să ia această locație, acest cămin cultural, nu, eu nu sunt de acord să se dea. Este un bun al primăriei. De ce nu avem fonduri pentru că? De ce nu spune domnul primar că facem cu fondurile noastre, că îl reabilităm? Când a cerut domnul Bacaru din noi, persoana este aici, a cerut terenul de la Curtii, domnul primar a spus, nu, îl facem cu fondurile noastre. De ce pentru un cetățean din Comunul Uitus nu se poate concesiona? Pentru un cetățean din Onești care se numește Adrian Bora, care lumea poate nici nu-l cunoaște. Dar e adevărat, domnule, tot pentru cetățenii din Comunul Uitus. Ce face din, Căminul Cultural orfelinat? Păi, e reprezentantul. Cum poți să Nu poți să-l Eu am venit și am pus întrebarea așa. Nu, să nu dăm. Hai să dăm și căminul de la Uitus, să-i dăm cu inima. Să degradează și asta. Și nu se degradează. Dar dacă dăm, nu se degradează. Dar de ce nu vine domnul primar? De ce nu vine domnul primar să spui că reabilităm noi? Terenul de la curte, de ce a venit primarul și a spus că reabilităm noi? De asta de ce nu avem bani să reabilităm? Căminul cultural din Comuna Uitus, de ce nu avem bani să reabilităm? De ce să-l dăm? Dar de ce la cetățenii din Comuna nu-l dăm? Asta e ideea dumneavoastră. Asta nu, e părerea mea. M-am scris la cuvântul ăsta să mă citesc. E părerea mea. Dacă părerea dumneavoastră este că trebuie dat căminul, eu sunt de acord. Eu nu sunt de acord să-l dat. Nu suntem de acord. Pentru cetățenii din Uitus. Nu sunt de acord eu. Pentru cetățenii din Uitus, când vin cu o cerere și cere ceva, nu li se dă. Pentru orice străin, a venit un preot să fac orfelinat la Hârja, am aprobat 300 de milioane, le-am dat repede. La Poiana Sărată, 500 de milioane, le-am dat repede. Am spus și eu într-o ședință că vreau 30 de milioane pentru parochia Gazmonei din Noitus să luăm 4 butoaie. Mi s-a reproșat că ce vrei să faci cu butoaie? Păi ce pentru oameni suntem? Dăm numai acolo, dăm numai cu dedicații și numai cu degeaba. Asta a fost cine ne-au citit și... Pentru parochie e butoare, nu pentru tine. Domnul Gogu, lăsați-mi și două ăsta la urmă. Faceți butoare, nu ne crezi dumneavoastră. Am cerut să cumpărăm 4 căzi în groapă sfințită de la Biserica de Noitus, nu se aprobă. Am cerut să facă parcare, nu se aprobă. Am cerut să asfaltăm piața, nu se aprobă. Se aprobă lui domnul Bora. Să-i dăm căminul cultural înapoi la asta. Domnul președinte, în momentul în care o să citească fiecare consilier raportul Curții de Conturi, o să vedeți acolo că nu se mai poate închiria și nu se mai poate da nimic până când nu avem rezolvat problema inventarului. Ce este proprietate privată a primăriei și ce este domeniul public. Până nu se face acest inventar, nu se poate face. Vreau să vă spun că școala de la Hârja a fost dată ilegal, deci s-a trecut în patrimoniu, privat al primăriei, dar cei din primărie, și o să cerem sancționarea lor, n-au făcut adresă la guvern ca să dea decizie de trecere în patrimoniu privat și din patrimoniu privat s-a trecut în patrimoniu parohiei ilegal, iar noi fiind în patrimoniu privat. În patrimoniu privat se trece prin hotărâre de guvern. Deci,
E hotărâri de guvern, așa. Uitați-vă în proces de fapt, vă vedeți. Trebuia să se scoată prin hotărâri de guvern. Exact, în domeniul public și treacă în domeniul privat. Da, domnul. Deci astea sunt, deci astea sunt regulile. Și ele trebuie păstrate de aici. La oameni de noi nu. Ce se întâmplă? De ce am avut și da, înainte de a trece la diverse, domnul Ungureanu, ca să vă spun ceva. O să am o rugăminte la dumneavoastră, înainte de a intra în probleme, să consemnați ceea ce spunem, dacă se poate. Pentru că este foarte important, până de curând, de aici, din Tuzla, au venit tot felul de oameni de presă, mai puțin sau mai mult avizați. Vreau să vă spun, prin acreditarea pe care dumneavoastră ne-ați dat-o și noi vă putem pune la dispoziție 7 documente suplimentare, noi suntem personalitate juridică, suntem o firmă care avem toate atribuțiile a unui organ de presă competent și vă atrag atenția că presa este a patra putere în stat, așa cum există Consiliul Local, Legislativ, Instituția Primarului, Executiv și așa mai departe. O să vă rog să, vă rog să nu vorbesc. În general, noi nu ne implicăm în ședințele de Consiliul Local, sper să fie una din rarele ocazii în care noi vom lua cuvântul, pentru că așa e bine, noi să monitorizăm, dar vreau să vă propun că așteptăm cu mare interes auditul Curții de Conturi, care sunt absolut sigur, ca și în alte comune, că va prezenta încălcarea legii aici la Urtuz, din sursele noastre, pentru că știți că Curtea de Conturi publică și pe site-ul propriu, deci avem și alte surse, sunt probleme extrem de grave aici la dumneavoastră, la Urtuz. Mai mult decât atât, vreau să-l atenționez pe domnul secretar, că se face direct responsabil pentru neanunțarea în mod oficial a presei. Este un lucru foarte simplu. Dânsul, când face convocatorul pentru consilier, trebuie să introducă în baza de date presa acreditată și să ne trimită pe adresa de e-mail, și o mai spun încă o dată, este și în cererea noastră, tv.bucureștiunitelemicilegat.arundia.com, la care să ne trimită în mod oficial această informare, pentru că presa trebuie să-și facă datoria, iar cetățenii din Oituz trebuie să vadă ceea ce se hotărăște aici în Consiliul Local, cum sunt administrații. Și de aceea o să citesc din nou și o să rog pe colegul meu să filmeze. Extras de legea 52 din 2003, republicată în 2013, capitolul 2, articolul 7, punctul 1. În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu. Domnul secretar a spus că să ne uităm pe site, dar continuă, să-l afișeze la site-ul propriu într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită către mass media centrală și locală. Și un singur punct mai citesc și o să fiu foarte scurt, că timpul dumneavoastră este prețios. Secțiunea 2, articolul 8, punctul 1. Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice se va face în următoarele condiții. Anunțul privind ședința publică, deci ședința publică este și ședința extraordinară, atenție foarte mare. Noi ne rezervăm dreptul, având mai multe comune pe care le monitorizăm din acest punct de vedere, să venim sau să nu venim. Dar noi vom încerca totuși să fim prezenți, că suntem interesați de Oituz, pentru că este o localitate cu probleme deosebite din punctul de vedere. Însăși, refuzul primarului, așa cum au solicitat consilierul local, de a fi prezent, aici să dea explicații, atât pentru cetățenii pentru care noi filmăm, cât și pentru dumneavoastră, mi se pare un lucru, sigur, nu cunosc dacă este obligat prin lege sau nu să fie prezent, dar... Sigur, prezența adresului ar fi extrem de benefică și continuă și finalizează. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul propriu, deci se revine din nou și se transmite către mass media cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare. Deci, rugămintea noastră este de a se intra în legalitate și ne rezervăm dreptul de a acționa în contencios administrativ. Dacă nu se respectă acest lucru, noi am avut și mulțumim consilierilor care ne-au anunțat în mod neoficial și mulțumim pentru sprijin și domnului Putnaru, pentru că a avut grijă să ne... și o să rugăm și celălalt consilier să ne... că noi nu ținem partea nimănui ca presă. Deci, și ne rezervăm dreptul de a acționa
cu plângere penală persoanele care se fac vinovate. Vreau să vă spun că există un precedent. Noi l-am s-a întâmplat la Onești acest lucru exact acum un an, iar primarul și persoanele care au refuzat să ne înștiințeze în mod oficial, pentru că noi cheltuim. Noi venim cu mașina și nu putem spune fără această înștiințare. Noi trebuie să decontăm anumite cheltuieli. Deci, ne rezervăm dreptul de a face plângere penală și abuz în serviciu pentru persoanele care se fac vinovate de încălcarea acestei legi. Vă mulțumesc, poate nu știu ce scuze că am intervenit în cerul acesta. Da. Adevăr și domnul Apos. Domnul viceprimar. Eu îmi rugăm, am care balans cu drumul ăla care l-am lungit la Coș, la am zis că de sâmbătă din ploi. Mâine ar fi o zi, dar vă lege 5 curse de balast cu bascula, ar fi excepțional. Da, dar a zis că de luni poate să vină. Că de luni plouă, nu se mai poate urca. Dar nu așa plouă de o lună, vedem, doar nu plouă toată ziua. În Moldova plouă de marți. Eu sper să nu ploaie. În primul și în al doilea rând, tractorul nu am, poate domnul. Și de bun poate să vină? Așa a zis că vine de bun. Până atunci, eu zic că domnul Bogu ar putea să ducă alea jumătățile, drumurile alea mici, să le ducem sus. Și țeava care e acolo, după ce o golim, ar trebui să o ducem în fundul... Tot acolo este locul. Este șanțul care vine prea să ne ierg ogul și din cauza la șanțul ăla, că n-are scurgeri în părău, se plătește și o punem transversal pe drumul. Păi dacă cu cât o faci mai lungă, țeava pe atâta să-mi fundă... Nu, dar e altul. Este alt părău care vine pe acolo și ăla plătește, când n-are scurgeri în părău mare, plătește și țeava pe drumul. Nu o folosiți acolo? Nu, o folosim. Deci va fi bine unde pus. Ar fi bine să duce, luăm în continuare tractorul pe vale și să terminăm, că restul le-am lărgit, nu? Acum urmează să ducem... Acum e lărgit, numai... Da. Că da, domnule, dar știți ce se întâmplă? Unul trebuie să încarce, unul trebuie... Că n-ai unde să depozitezi și după aceea să vinzi. Că trebuie cu oameni. Am văzut bine, domnule, atunci când a fost așa. Ca să vină după fiecare, nu ai randament, faci două curse pe zi și îl plătești la oră, nu-i rentabil, așa cel puțin 5-6 curse să facă. Că și așa e mic tractorul, el până strânge, că nu ai balastul, nu știu ce, trebuie cu cupa să-l strângi și după aceea să-l întarzi. Așa cum este un bun excavator în grunt și unul care se învește... Așa e rentabilitatea. E rentabil, dar trebuie și a doua mașină. Să fii mai rentabil. Ar fi bine. Ați văzut, tractorul nici la curte n-a putut să urce, că... Tractorul e ușor, cu mult, a trebuit să pun pe stadion. Și de acolo am cărat cu cupa, deci am muncit ca nebune, știți? Dar am apropiat, că nu pot să... Dar putea să nu plăci de spate. Dar atunci nu venea din Câmpiară. După... Cu un singur punct nu faci mare lucru. Da, domnul, poți să termina, da? Domnul Bogu. Tot în legătură cu... Dar nu se termină cu 5 mașini. Trebuie 2 zile cel puțin să mai cărăm la asta. Și în legătură cu tubul, da, înțeles, din inima, în legătură cu tubul de la... Trebuie luat și la de la școală la Macarau. Trebuie Macarau ăla. Fără Macarau nu putem să-l luăm de acolo. Și sus Macarau ațință. Nu, ce ești? Nu. Lăsați-mă să termin. Macarau m-a urcat acolo. Pe banii noștri am dus, am închiriat Macarau cu vreo câțiva pentru altă lucrare la un bazin cu apă care a trebuit pusă placa acolo și a urcat și Macarau până la fața locului. Ales acum că-i lărgit drumul. Îi balastat mai bine urcă. Nu-i sunt probleme din punctul de vedere. Dacă a urcat mașina din 20 de metri cub cu balastul, urcă și Macarau, fără probleme. Și mai băgăm partea aia altă, dreapta, până la vodă, termină și acolo drumul de balastat. Legătură cu materialul antiderapant. Ce mai știți? Să aduce, nu să aduce? Deci m-a rugat de ei, l-au adus noaptea. Deci că trebuia să dăm și raport la ISU, dacă material. Am adus 3 mașini. Când dau liber, când se întoarce de la sare, noaptea mi-a băgat 3 mașini la putere. Și mai una se face și la marge. Și mai aduce. Eu zic că în momentul când începe, încărcăm. Nu, l-am băgat la școala numărul 2, pe ăsta. Domnul Vici. În momentul când a nins, tractoarele primăriei, utilajul primăriei, nu știu cum să mai împartă. Degeaba. Dacă l-avem acolo, rău și... Domnul... Dacă se fie, dacă nu se fie, am ajuns de o parte de când de nevoie, vă duc și vă încarc. Și peste vale și alte zone. Vă încarc o remorcă și vă duc acolo unde mai aveți. Răspund eu de el. Nu sunt...
Domne, unde mai aveți, mă duc și vă duc acolo o remorcă. Nu este timp că eu am trecut pe din astea când ninge și când e timpul de zăpadă. Eu vă duc după ce nu puteți aici. Cu mașina mică, am încercat și eu cu mașina mică. Domne, eu m-am dus și acolo unde aveți, nu poate să basculeze. Ba da, dacă anul trecut, acum ne-am basculat acolo. Pentru că aduc o aia lungă, deci nu merge. Merge, dar m-am dus în suma fire. O să aveți nisip acolo în locul ăla. Până din ce aveți, o aveți acolo. Eu l-am acum acolo. Muncim de două ori. Când îl încarcă de aici și mut acolo, a, mai face altă treabă. Când n-am muncit și de trei ori. Când ninge, e găleata, știi, nu știu, găleata. Deci, nu poate să intre cu vulturi. Deci ăsta l-am adus, îl depozitez aici la școală. E vorbit și cu primarul, este depozitat în curte la școală. Când au fiză, când au fi pârtii pe mașină și nu s-a văzut că să... Poate la vedere am bani. Asta e cuvântul. Dar acolo domnul vice din 40 de 50 de ani. Știu ce se întâmplă la margine. Nu se pune problema. N-a venit nimeni să dea, o lopată de zăpadă. Singura de zăpadă, marginea fiecare an. Dacă nici cu material de antidrapa nu se ajută să avem acolo când ne să putem pune. Atunci, domnul Gogo. Deci fac depozitul și după aceea. Până acum putem mașina să basculeze, acum se poate. Domnul, trebuie să înțelegi că vine noaptea, că nu am mașină. Mă spun și vin eu și dirijez să basculeze. Noaptea, pe acolo. Eu după ce îl depozitez și vine tractorul, mă duc și duc în puncte câte un tractor fac. Domnul viceprimar, am și o întrebare, dacă se poate. Dar noi furăm cumva balastul ăsta. De ce îl aducem noaptea, îl purăm? Când se întoarce omul din unde are control. Noi căutăm o firmă care duce ziua, domnule. Căutați, domnule, vine cu banii ăștia, nu vine nimeni. Noi nu ducem balastrul unde trebuie, dar venită faptului că vrea liber să vii noaptea. Nu, domnule, atunci poate... Că nu-l furăm. Atunci poate să-l aducă, domnule, atunci poate să-l aducă. Dar ducem într-un punct, nu într-un punct. Să ducă niște bani jumătate mașină, jumătate la margine, jumătate la barcă, să ducă în toată comuna, dar să ducă acolo. Îl localizăm tot într-un loc și atunci când anunci noaptea, ne trezim dimineață, zăpadă de o jumătate de metru, păi stai că nu-i bun buldon, n-am cu ce să duc, n-am cu ce să încarc. Păi sunt pe drumul național, nu pe drumurile comunale, bă, asta. Domnule, asta, când până vine zăpadă, o să fie câteva puncte unde o să se ia, nu se duce acum. Când, cum, vine ploaia, aia o să facă, o să facă puncte unde zice. Așa s-a hotărât cu primarul. Domnul Amor, s-a hotărât. Domnul viceprimar, avem drumul care l-am făcut acum în vară, care l-am legat de la Neastelica, de Tisa la Vale, care duce până la Odaie, la Catarame. Dintr-un punct, noi l-am refăcut în amplasamentul actual, dar dintr-un punct cotește dreapta și pe fânețele oamenilor. Mereu au fost gălăgii. Acum, fiind uscat, ar fi necesar să lungim drumul pe vechiul amplasament până la aceea și în dreapta face către plai, către lungă, iar în stânga face către odaie. Și acolo iese în pătrele partea aia. Domnule, am fost pe toate dealurile unde a trecut tractorul și să vedeți ce urme sunt. Ăștia cu mașini nu ține cont, muncim și cheltim banii degeaba. Mergeți să vedeți. Și că vorbesc de drumul care acum am făcut la mine. Am făcut șanț. Da, domne, și în Tisa și în Manciuc am făcut șanțuri, oamenii le-au supat șanțul și trece topetul. Deci muncim practic degeaba. Și s-au făcut pe altul unde nu circulă, l-am nivelat. Domnul Ciclova, dacă vreți să mergem într-o zi, mergem să împărăm. Nu știu zonă. Mai bine facem primăvară, acum țară lemne, toată lemne și o strică degeaba. Domnul viceprimar, dar eu îi spun și bun de seama de la primărie. Ieri la ora 11:20, bun de seama de la primărie, avea o cioată cât jumătate de cameră de asta, în cupă, și vine prin șosea la mami și pe ce uite așa cu ciuată acolo. Tot în termeni. Unde? Și vine și mâinii cu oamenii în basa strâng. Unde? Că nu l-am văzut. Eu l-am văzut eu pe șosea. Azi ne scriu la urmă fiecare. Lasă, domnule, că m-am înscris la cuvânt, mi-ai tăiat cuvântul dumneavoastră. Nu ți-am tăiat nicio cuvânt. De cum nu? Îți băteau de 10 ori. Când m-am înscris la cuvânt, dumneavoastră lasă să spui neva, ce-mi spui ăla? Vrei să... Vrei după osul roșu, când spune... Vrei să nu tari din bună față. Nu tac, tac, vreau să spun că Buldo Excavator la primărie, el venea de la Perestrău cu o cioată mare în cupă și în spate din la Buldo Excavator era o mașină. Bacom 79 Pro. Unde pune ducioata? Avem încălzirii undeva cu lemne? Eu asta vreau să spun. Domnul Mare de Ficioare, păi, a adus-o la mine, domnule. Stare? Domnul Butucar, nu a adus-o la mine, erați în spatele Buldoi Scavator. Era nenicotinul. Era nenicotinul, nu ai putut să depășești, da? Da. Ai văzut cioata în Buldo? Da. Așa, spune-l domnul Vici, dacă noi avem Buldoi Scavator la primărie, ducă cioate. Cioate avem cu în pasă, domnule, în fața porții lui. Domnul, poate să fie bine, mă interesează unde este. Eu am spus că Buldoi Scavator poate să aducă o cioată, dar să ducă balastul în urmă. Altceva, la fel de cioată. Altceva. Mai spune.
Domnul Rubic. Ziua domnilor. Domnilor. Hai tu la rând. Domnilor consilieri, conform legii noi suntem o autoritate deliberativă și primarul este autoritatea executivă. Deci noi emitem hotărâri și el le pune în execuție. Vreau să vă spun că este hotărâtă construcția podului la Galațanu din primăvara anului 2014. Intenționat, domnul președinte, vă rog să mă ascultați, că vă interesează și pe dumneavoastră. Intenționat, domnul primar a făcut tot felul de lucruri numai să nu înceapă această lucrare. S-a greșit proiectarea, s-a mutat în alt loc, s-a venit înapoi. Există o hotărâre de imputare a cheltuielilor domnului primar, n-a dat peste ea curtea de conturi, iar contabila șefă nu vrea să o pună în valoare. Trebuia să se emită o hotărâre de guvern pentru ca spațiul pe care să construiască podul să intre în proprietatea comunei Uitus, pe perioada cât podul se construiește. Asta însemna ca să fie vizat Consiliul Județean, Consiliul Județean să vizeze Guvernul și Guvernul să dea o hotărâre de Guvern în sensul ăsta. Nu s-a făcut absolut nimic. Sunt 800 de mii de lei bani care au fost prevăzuți, sunt în buget pentru podul la Galațanu. Nu știu dacă nu s-a cheltuit din ei, dar sper că nu s-a cheltuit, că asta înseamnă deturnare de fonduri. Și nu s-a făcut absolut nimic. Vreau să vă spun, impresia mea este că domnul primar a făcut această chestie intenționat, așteptând campania electorală din 2016 să dea drumul la această lucrare. Ea trebuia făcută în planul de dezvoltare economico-socială 2007-2013. A fost prins acolo. Și mai sunt o grămadă de hotărâri care nu au fost puse în valoare. Podul peste Părău Sărat, dasterul care a fost achiziționat pentru SVSU și pentru care trebuia montată motopompa, pentru că având 4x4 putea să urce la deal și l-a însușit domnul primar și am făcut încă o hotărâre pentru respectarea hotărârii inițiale și n-a pus-o în valoare și mai sunt și alte hotărâri care le-a pus în valoare. În momentul când se analizează în Consiliul Local modul cum s-a realizat hotărârile, vine cu o poezie așa și zice realizat, 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 iar cele care nu sunt realizate sunt scoase din această adresă. Până când o să tolerăm chestia? Eu vă întreb pe dumneavoastră, până când o să tolerăm chestia asta? Acum, când este vorba că viceprimarul vrea să facă ceva, intenționat îl tamponează. Dă dispoziție la salariații care sunt în subordinea Consiliului Local ca să nu execute ce spune domnul vice. Și l-a rugat pe domnul vice să facă adresă către Comisia de Disciplină, să-l chemăm pe domnul primar la Comisia de Disciplină. Dar eu vă propun, haideți să-l chemăm la contencios administrativ pe domnul primar pentru toate nerealizările astea. Să-l chemăm la contencios. Pentru că, așa cum știți, am constatat că a cheltuit 23.075 de lei pe studii de prefezabilitate care nu au avut nicio valoare. Bani cheltuiți, care am încercat să imputăm și nu am reușit. I s-a imputat acest proiect, diferența de plată. Nimeni nu vrea să o pună în valoare. Haideți să-l chemăm la contencios și să lămurim lucrurile dată. Pentru că el își depune candidatura din nou. Să-și o depună, n-am nimic împotrivă, este dreptul lui. Dar lumea trebuie să știe exact cine își depune candidatura și în ce condiții. Mulțumesc frumos! Da, urma domnul Soroș, dar fiindcă a plecat, domnul Sier. Tot cu material antiderapant, întreb și eu dacă există, dar noi nu trebuie așa mult acolo în capătul codului și este unde să se depoziteze. Și dacă... Nu, cum dăm de cum așa... Vine tractorul pe codul pe la Sarca și... Noaptea! Și să depozităm acolo, în fața porții acolo, unde pot, să avem când minge să avem. Domnule, vreau să spuneți în ce loc trebuie să depozităm punctele, după aceea când vine faraon, duc câte o remorcă în fiecare punct. Eu sunt ca acasă fie, și când am venit, atunci arăt exact unde a fost anul trecut și de, acolo este spațiu destul de mare. Nu e nicio problemă, asta nu s-a spus că nu se duce. După ce îl punem aici, că... Bine, să facem pe banii noștri cel mai bine. Atunci îi mulțumim de lumea în comun. Domnule, dumneavoastră, vedeți, vorbiți fără să știți. Vorbesc până fără să știți. Înainte de se ducea, anul ăsta s-a făcut contractul la tonă și la kilometru. Așa s-a făcut.
Dacă plimbăm mașina pe acolo, plătim și kilometri în plus. Așa s-a făcut contractul. Ăsta e transportator. Altul ne dă ăsta. Că toată lumea vorbește după o zi. Nu eu am făcut... Domnul, ăsta nu eu am făcut contractul. Cât s-a dus la Poiana Sărată, am dus cu mașina mare, ca să ne coste tonă, kilometru mai puțin decât ăsta. De ce nu vreți să înțelegeți? Vreți să facem economii. Dacă nu vreți să facem economii... Cine a contractul de vreo cu dumneavoastră? Nu eu, domnule, vedeți că sunteți, nu sunteți informați, contractul domnul Bâscă a făcut să prezinte. Și de ce domnul Bâscă? Pentru că el e cu achiziții, domnule, de ce nu trebuie să faci o licitație, să faci, nu faci nici primarul, nici viceprimarul. Nu mă știți, vă acuzați. Cine a semnat până la urmă? Păi... Cine a semnat? Deci primarul semnează, bineînțeles. Și din toată cantitatea care am aprobat-o noi și mi-ați dat sarcini să duc la îndeplinire, am adus criblura pentru 1000 de ăsta, 100, 200 de tone, restul n-a aprobat-o, până la 1000 păcat, când nu a aprobat. La fel, s-a dus o mașină. Domnule, dacă n-a aprobat, de unde vrei să ăsta? Asta m-a rugat. Merge și să o aprobe, că acum oamenii de săptămâna viitoare... Pe săptămâna și-o fac până iarnă. Dar apoi nu să domnule, una e, de ce confundați scriblura cu antiderapantul? Nu, dar ești factura negativă. Și că ești factura niciun loc în viață. Ca și Valentin, considerați că numai Oituzul e cetățenul Oituzului. Oituzul înseamnă păi, și Hârșa, și Poiana Sărată, și Martina, și Peste Vale, și Șeptileș. Toate sunt comuna Oituz. Domnul viceprimar, nu mai vorbiți că Hârșa nu-i Oituz, Poiana Sărată, s-a făcut ceva, mai e o investiție, la margine. 25 de ani. Dacă e să vorbim pe aia dreaptă, la margine am dus de toate. V-am cerut, domnul Gogu, să aduceți lista cu becuri, ca să punem. A spus becuri fără știința mea și eu trebuie să-mi bat capul cu becuri. Când am venit nici asta, s-a dus o să pun că cere curte. Domnul președinte, pot să fac o propunere. Dacă tot ne întâlnim joi la ședința asta, aduceți fiecare consilier necesarul de antiderapant de tot ce trebuie și joi stabilim un proiect de hotărâre și un program ca să se facă această acțiune. Că așa ne certăm de pomană aici și nu facem nimic. Nu e vorba de ce am dat. Dar unul am venit cu ea scrisă, o stabilim, o batem în cuie și o aprobăm în Consiliul Local. Și atunci am rezolvat problemele. Și ce se face? Proiect de hotărâre privind o proiect de hotărâre privind pregătirile de iarnă. Da. Și după fața proiectului de hotărâre privind pregătirile, stabilim punctele, îți spune balastru, ce cantități să pune, nu? Nu facem un lucru ca dumneavoastră. Ce nu pune din fața proiectului de hotărâre? Nu nici din fața proiectului de hotărâre. Când dă proiectul din soare, dă și gata, la noapte nici, dimineața trebuie, de unde luăm? Din școală. Trebuia să o facem din octombrie, domnul Tico, dacă n-am făcut-o, să o facem acum. Și avem un stil de muncă pentru perioada următoare, dacă facem chestia asta. Am un proiect, nu mai avem. Să facem un proiect de hotărâre și gata, în joi. Da, facem proiect de hotărâre. Cine vrea să mai apă? Dar eu n-am terminat. Domnul Vice, am ridicat problema cu apa aia de la... Da, domnule. Este desfăcut, eu mi-am făcut datoria, am desfăcut conducta, trebuie să comandăm materialele la Bacău, contabil a fost plecat, n-a plătit, acum urmează să vină materiale și după aceea să vină cine ne sudează. Pentru că a fost stricat și durează. Cei de la Apolier nu vrea să vină. Și aici am o veche. Datorită faptului că nu s-a făcut recepția și apa n-a fost dată în funcțiune, nu se mai poate face nicio reparație. Nici la apă, nici la turnul ăsta. Ce plătim să-i impută. Bun, acum cu asta am reținut, cu apa asta de aici. Dar cu apa de la Podul Negru? Da, domnule, la apa... Promis că am promis cu apa de la Podul Negru, i-am spus lui Traian să adune oamenii și s-a dus și a dat raportul lui domnul primar. Și domnul primar i-a zis, ia mă tăi, n-ai de peste. Așa a zis... Păi vezi când plouă să schimbă culoarea... Da, domnule, i-am vrut să fac, am țeavă care mă dă un om. Și când am zis să aducă oameni, l-aduc pe Traian. Aduceți-l că e sub ordinea Consiliului. E primarul nu e primarul, e sub ordinea Consiliului Local.
Și nici nu vine, nici nu trece pe la mine. Când îi spun, vine, stă 5 minute și pleacă. Trebuie să-i spun eu, vine o mizerie în spate cu oamenii. Oamenii îi duci el și dă foc pe unde vrea. Știe cineva contajul la oameni? La comisia de disciplină? Am tot anunțat, am zis să nu mai fac vârf, am zis poate o rezolvam, să terminăm cu cearta asta. Dar la comisia nu, domnule, și mai vorbim. Știți cât, știți cum a fost beat aici și a făcut mișto de toată lumea și acum când au zis că se filmează, n-a venit. Ce să mai vorbim, ne dăm după dege. Da, aia face, domnule. Da, ce vă da? Ei, cum să nu? Domnule, e gata până a venit băieții. Și până la urmă se rezolvă acolo sau nu? Doamne, până la urmă se rezolvă. De-aia am cerut și serviciul. Vreau să semnez apa, cel puțin de la asta, de la pod în jos. Că asta, de bine, de rău, merge. Știți? Restul nu putem să le facem. De ce ți-a cunit pe teritoriul nostru? Ca să facem serviciu, apă, canal. Dar uitați, tot primarul, în loc să dea drumul, să dea ordine ca să se facă serviciu apă canal, că și canalul l-am recepționat. Am trecut peste, chiar dacă o să plătesc, eu am trecut peste asta. Hai să funcționeze, că de-aia se ocupează și oamenii. N-au aprobare. Oamenii au venit, unii au pus cerere, alții n-au pus cerere. Ați recepționat plății legale, domnul Mișel. Știu, domnul, că ați spus-o. Și am zis, poate plătesc. Am zis, care totuși bine, puțin funcționează, hai să-i dăm drumul, cumva. Eu știu că am făcut o chestie, hai să-i dăm drumul ceva. Dar trebuie putea să semneze domnul primar, că el a hotărât. El zice, eu nu sunt în comisie. Pe așa își bag mâna în buzunar și pe altă parte vine și face alte chestii. Da, n-are rost să vorbesc. Ca statele ferbiți. Da, ca statele ferbiți. Și lumea e omul cel bun. Vreți să vă spun că merg să dau amendă. Ați fost viceprimar domnul Nițu, ați fost domnul Dorel. De ce n-ați dat amendă de la mediu? Las dacă, dacă vine aici, o rupe, ca să l-aleagă și la anul. Și așa se întâlne și... Dar dumneavoastră ați dat cu amendă? Da, domnule, că mi-au spus oameni, degeaba dai amendă, că vine să asta. Domnul viceprimar, dați o amendă să vină acolo. Poliția locală, când am vrut să fac ăsta, să mă folosesc de poliția locală, a zis, nu, eu mă bag, nici nu îl băgați pe poate în seamă. Dumneavoastră vin și să vă spun să mă sprijiniți. Nu mă sprijiniți. Ce să fac eu dacă nu mă sprijiniți? Hai să stăm în comun. Da, domnule, numai ieri am avut un scandal, că am dus, nu știu cine a dat foc și azi am dat, s-a luat azi noapte foc. Domnul vice, nu știu ce. Și am trimis tractorul acolo ca să-l ajute pe omul ăla, să ducă mizeria ca alții, nu știu, căpițe lângă. Domnul vice, de câte ori a fost cazul, cred că eu n-am fost, n-am dat înapoi și ne-am înțeles și am colaborat. Dacă vă rog și eu, Dorie, hai să ducem acolo, că e necesar și... Domnule, nu v-am dus, a vint iarna și nu v-am dus. Dumneavoastră înțelegeți că ieri m-a dus trei mașini și le-am băgat aseară la ora 11 și le-am adus un om să deschidă, să bage acolo în curte. Bine, cum nu trebuie și aici, nu zic că nu trebuie, domnul, dar următoarea ducem acolo, dacă sunteți de acolo. Cum Dumnezeu nu greșește să ducă o mașină și la Călcâi? Dar dacă nu ce acolo, cere, domnule, pe cum? Tu mai vine du-te la Călcâi, că trebuie tractorul să faci ieșirea aia. Ce va costa podețului pe margine? Nu s-a investit niciunul. 27.000 de lei. Când? În 26 de ani. 27.000 de lei. Și 300 și care 300? Care? E unul. Al doilea. Unul. Care? Nu pot să spun că nu s-a făcut. Dar care e al doilea? Spune. Și cum s-a reparat? Unde e al doilea? Dar nu mință. De ce spui niciunul? Ești pe o moneda. Cum spui câți două? Unul, atât, unul singur. Păi eu nu vorbesc, pentru că nu mi se dă cuvântul. Așa s-a făcut de ședința. Păi da, dar un singur pot s-a făcut la marge. Unul, două. Ia cuvântul o singură dată. Trebuia să iei cuvântul ăștia afară. Nu-i trei ori. Trebuia să iei cuvântul ăștia afară. Da, că nu vă să stau în primară. Domnul președinte, mai vezi? Dacă îl cunoște, adică primarul are puterea să pună ceva. Joi ședință extraordinară. Unii trebuie. Domnul Vici, eu vreți că vine tractor. Așa, gata. Vreți că vine acolo tractor.